Iar m-am dat de gol. Iar m-am dat de gol. De când cu impresiile, bună seara, Ana Maria Zăgrean. Uite, ești prima și cu cele mai mari șanse în seara asta. Te salut, dragă prietenă de la Târgu Mureș, și așteptăm să intre cât mai mulți în seara asta alături de noi. Suntem la a doua ediție din sezonul 2, cu o cramă importantă a României. Abia aștept să povestim despre cine avem noi invitat în seara asta și ce vinuri minunate vom încerca cu toții să degustăm. Să spunem că proiectul Vinpresii, de fapt nu, Vrăjescu cu analiza undeva a început prin luna martie, când pandemic, atunci ne-am așezat noi ca fetele frumos la calculatori și cu ajutorul lui Celestin, băiat fin, Quentin, uite, ușor am ieșit din blocajul care am fost în primele 2-3 săptămâni și am reușit să facem un proiect interesant și frumos, care ulterior, prin mai 2020, s-a chemat Vinpresii, dacă mi-amintesc eu bine. Am făcut multe ediții rău. În prima fază făceam în fiecare seară de plictiseală. Și din dorința de a sprijini cramele din România, din iubirea și dragostea care o avem noi pentru vinul alb și vinul roșu și roze și vin în general spumante în seara asta, am decis să depășim blocajele astea nenorocite care sunt cauzate de pandemie, de COVID, așa că după un prim sezon cu 14 sau 16 episoade, sincer nu mi-amintesc, am decis să ducem degustările astea pe internet într-un format bisăptămânal, la două bilunar, la două săptămâni, cu un panel interesant mixt de participanți, specialiști, amatori, degustători, băutori de bere. 16 episoade, da, hai că mi-am amintit, am avut în primul, îmi spune acum în căștie Celeste. Ia să vedem cine mai alături de Viorel Mocanu, te salut. Răzvan Octavian Demian, Sara Bună, nu, Sara Picasso, si? Claudia Milove, Claudia, draga de ea, te salut. Vreau să vă spun că am făcut o degustare extraordinară în Sibiu. Sper că a rămas în memoria prietenilor tăi și a noștri, pe care Claudia a aranjat-o în două zile. A fost o degustare ad hoc, a ieșit într-un mare fel. A intrat alături de noi și Blessing Heart, în nume del Padre, del Fiul, del Spirito Santo, să fii bună. Și avem pe Talida Vrănescu, bună să-ți fie inima, spune Ana Crudu, de fapt ea este în spate la Blessing Heart. Avem și pe prima mea soție, mama copilului meu, Dragoș, pe care o salut, bună lacrima. Picu Florentin Alexandru, salutare, și Maria Mândoiu, care a fost unul dintre câștigătorii, unul dintre abonații la vinurile de la Vinpresii, pe care la un moment dat familia Mândoiu, parcă mi-am amintesc eu din Pitești, le avea acasă. Hai să vedem cu cine suntem în seara asta. Echipa câștigătoare nu se schimbă, are mici schimbări, pentru că mai sunt unii care sunt accidentați, și o să chem alături de mine o pasionată de vin, realizatoare de televiziune, în numele ei, nickname-ul ei, Analiza, noi îi spunem Mondena Daci din Iași, Ana Crudu, sărut mâna, bună seara! Bună, dragilor, bună, Dan! Nu ești numai tu prins pe picior greșit, uite, și eu sunt tot cu paharul în mână, ce să facem? E marțiară și dacă e marțiară la Vinpresii, suntem cu paharul în mână și nu oricum, ci doar cu vinuri bune. Așa că mă bucur tare mult că, iată, din nou împreună, din nou, eu sper să nu mai retrăim perioada de care spuneai tu din martie, atunci când ne-am apucat de făcut emisiunile live, sper doar să le facem așa, de plăcere, nu de plictiseală. Așa că să-i dăm drumul, zic, dacă tot avem vinuri bune, să mergem mai departe. Cu siguranță, da, și vreau să spun tuturor, sper că admirați look-ul nou pe care îl are Ana în seara asta, dar nu în seara asta, de la sezonul 2, Ana și-a schimbat look-ul, a trecut de la creț la lis într-un mare fel. Felicitări, și chiar și peretele din spate, mi se pare mie că le-ai schimbat. Ai schimbat casa sau decorul? Decorul. Arată foarte bine în ton cu așa cum ne prezinți tu fiecare seară. Abia aștept să văd cum te îmbraci. Într-un mare fel, respecti ceea ce faci, nu ca Celestin care vine mereu cu pantaloni rupți și în pijamale și spune că e îmbrăcat cu cămaș. Da. Bună seara, Victorian Săftescu. Tot cu paharul aurit, da, ea iubește pe Naser, Naser iubește pe Ana și pe mine chiar. Eu nu mi-am luat paharul aurit, să-l țin, poate mă însor și să-l dau zestre
la Doamne ajute, să vedem mai departe pe cine avem alături de noi. Alături de noi, pasionat de vin de ceva timp, în special de bere, îi place Weizul al Dracului, Germania, pe bere, mai toate târgurile alea interesante din Germania, manager de firmă IT, nu încapi și un cațu de vin, dar a început să înțeleagă tot mai multe în ultimul timp și îi tot mai aproape de rezultate și de ceea ce facem noi aici. Bând vin, până la urmă te obișnuiești și cu cuvintele și cu nasul și obișnuiești și papila. Regizorul nostru din seara asta și din fiecare seară, Quentin Celestin, băiat fin. Tarantino, am uitat. Bună seara, Dan, bună Ana, bine v-am regăsit în a doua ediție din sezonul 2 de Vin Presi. Cu ocazia proiectului ăsta pe care Dan l-a descris foarte frumos adinaur, într-adevăr, a fost o experiență faină și pentru mine să apuc să degust atâtea vinuri și să le învăț alături de voi, așa prieteni dragi ce-mi sunteți, atât voi cei din echipă, cât și toți cei care se uită la noi. Uite, salut eu acum pe rând George, Georgescu, Valentin, Daniel, o avem și pe Silvia pe lângă noi. Bună seara tuturor și vă mulțumim că ne sunteți alături. Urmează o emisiune foarte faină, sper eu, alături de un invitat extraordinar. Sper să fiți alături de noi până la final și să fiți alături de noi și la premii. Să vedeți că vă oferim, ca de fiecare dată, vinurile pe care noi le degustăm. Am văzut că unii le-ați postat și pe Instagram că au ajuns la voi astăzi. Sperăm să ajungă și cele de astăzi la fel de bine. Și ce să vă spun, să aveți o seară frumoasă alături de noi. Mulțumim, Celestin, Doamne ajute. Și iarăși din echipa Vinpresi a intrat puțin mai târziu un prieten drag, instructor la Wine Sylvania Education School. Noi îi spunem Piersi, că nu vorbește chiar așa mult. Acum mai nou nu mai e chiar așa introvertit. A început să vorbească și a dat drumul așa de bine că uita să mai tacă. O încrucișare destul de reușită, spunem, într-un sătmărean și un dobrogean. Acest simpatic și drag prieten de la Cluj, de la Coloș-Varoș, Răzvan Dămian. Ia să-l vedem. Bună seara! Seara bună, dragii mei! Mulțumesc, Danicu, pentru așa o prezentare. Ai avut dreptate, într-adevăr, între un sătmărean și o dobrogeancă. Să nu se creadă cum e moda astăzi, că provin din cine știe ce încrucișori dubioase. E adevărat. Dar nu provenim noi din daci și din romani? Măi, eu numai din daci. Părinții, bunicii mei sunt olandezi, deci de la daci, de acolo probabil. Ideea este că nici mai contează de unde, ce și cum, contează ce suntem și ce reușim să devenim, ce lăsăm după noi, aia contează cel mai mult. Și cum bine spuneai că nu bine am ieșit dintr-o pandemie, că am dat-o în alta, la vin n-am renunțat nici la prieteni, nici la oamenii frumoși, n-am renunțat nici la principiile noastre, să fim devotați adevărului, lucrurilor frumoase din vin. De fapt, noi cu toții suntem niște avocați ai vinului. Scoatem întotdeauna în evidență părțile lui bune și nu îi ascundem niciodată părțile unde ar mai putea să fie luat o țâră la pilă. Eu, așa cum ai spus, am ajuns mai târziu un tic, o țâră, m-am agățat de scara trenului, sau mă rog, am fost invitat într-o emisiune și am uitat să mai plec. Dar vă mulțumesc că m-ați suportat și am să încep să fac cât mai multe lucruri bune împreună cu voi și dacă se poate să vorbesc mai puțin și mai bine, aia nu s-a supărat fix nimeni. Încercăm. E o utopie, da. Lăsați. Mulțumim foarte mult. Da, cu drag. Îl salut pe Mitică Teodorescu, iar Victorian Săftescu spune că pe Big Radu, Radu Rizia, care e mereu câștigat la noi, nu-l face nimeni la bere. Din Republica Moldova, o dragă prietenă și o doamnă implicată foarte mult în promovarea vinului din Republica Moldova, Daniela Jitaru, bună seara, și Daniel Botea, bună seara. Alături de noi o să chem acum pe copilul nostru mic, pe care noi l-am crescut, în loc să-i punem în biberon, i-am pus vin, au trecut ani, a trecut de la păpuș la vin, de la somelier la restaurante, la manager de restaurant, deci a dat în sfârșit de greu și probabil optimista, sperăm să rămână tot optimistă, colega noastră, prietenă din Iași. Veniți la Cămilă să beți un vin bun alături de Ilinca Gurudincu. Bună seara!
Bună seara, mor de râs la fiecare prezentare făcută de Daniel Brănescu. Nu ratează o ocazie să spună că m-a crescut la țâță cu alcool din struguri, doar atât. Da, ai uitat să zici că după manager de crâșmă am trecut la co-founder. De Camila e pe jumătatea mea la Siento Mucho. The owner. Da, the half owner. O copașă din Camila. Da. Din nou pentru a doua oară, de când sunt la Vimpresii, transmit de la Caravan. Și parcă îmi place. Ce să zic, sunt foarte entuziasmată de ediția din seara aceasta, pentru că nu pot să spun că am băut foarte des vinurile de la Jiven și abia aștept să le descoper. Cu siguranță, e da. Când intru în contact cu vinuri noi, e așa o curiozitate. Acolo sunt la fel de curioasă ca și oamenii care stau să se uite la noi. Își dedică timp să ne asculte bodogănelile. Da? Chiar sper, nu știu, nu mă aud foarte bine. Ba da, dar cred că Camila scoate niște zgomote ciudate pe undeva. Da, e și normal. Sunt zgomote tipice unei crâșme, da? Se mai face o cafeluță, se mai toarnă într-un pahar, se mai face un cocktail. Se mai aude o lingură într-o oală în bucătărie, că aici la Camila acasă e mititel. Transmite okay. De la fața locului, Linca. Da, da, da. Spuneam că în orice echipă, de orice fel, indiferent că e de fotbal, handbal sau ce vreți voi, și la Vimpresii, avem pe cineva în seara asta care este implicat în alt proiect. Nu este neapărat bolnav de COVID, dar cu siguranță este pe tuș în seara asta și până să spun cine va urma, îl salut pe Laurențiu Nicolae Moraru, prietenul nostru drag, și pe domnul Răzvan Stoienescu, care ne urmărește pe YouTube. Salut, Răzvane, să știi că premiul e acolo, e pus deoparte blat de seară. Victorian Săftescu spune că nu mai are fan, Camila, nu mai are fân. De fapt nu era fan, deci Camila nu râde, dar are fân. Ok. Dacă observi tu, totuși Răzvan n-a mai câștigat de mult la noi. Poate în seara asta o șansă? Cred că și noi am devenit mai democrat și mai serioși. Că dacă nici Marian Oprișan n-a mai luat la focal după 20 de ani. Se întâmplă, frate. Adică N-am mai făcut blat de data asta. În seara asta spuneam că vă rugion. Nu mai ziceți prostii, că s-audeți. Unii cred că nu există COVID-ul, deci nu aveți grijă ce spuneți pe public. Măi, COVID-ul, noi nu suntem legați nici politic, suntem doar îndrăgostiți de vin, iar când ne-o bate Bacus pentru prostiile care le spunem, o să ne bată cu Marie, cu Ana și cu ce poate el. Noi acceptăm și luăm. Doamne ajute, să spunem că vărul John în seara asta este implicat în job-ul pe care îl prestează, așa că în seara asta un prieten drag și un pasionat al alcoolului, bun bartender și mare mag al mixologiei ieșene, cam toată lumea și toți barmenii care au trecut prin Iași, au trecut prin școala lui, Pasaris, pe care în seara asta îl chem alături de noi, manager pe băuturi la Mamma Mia. Bună seara! Vezi lumina un pic, dă mai jos cu așa, parpar, iluminat-o, si, adesso, ești bine. E ok, acum bună seara și bine v-am revăzut și reîntâlnit și avem toate aturile pentru o seară foarte bună alături de niște vinuri deosebite și sper să avem numai surprize plăcute. Cu siguranță da. Gata, atâta? Okay. Am înțeles, mai scurt, dai un pic să intri și tu în degustare, după 2-3 pahare să vezi ce fericire o să fie pe noi. Și spuneam că în seara asta avem un invitat special, un invitat care a fost, este, se, să spunem, că Crama Jidvei sau, nu știu, abar n-am, castelul e mai vechi un pic, dar Crama Jidvei undeva pe la 74, probabil eu aveam 3 ani, dar cu siguranță domnul Buie era acolo prezent și în 2001, de atunci activează de 19 ani
în Crama Jitvei. Cu siguranță părinții mei și-am văzut acasă la mine gamele alea vechi de tradițional sau Jitvei clasic, ce vreți, sau premiatul, care am înțeles că anul ăsta sau anul trecut am primit undeva la 80 de ani, istoria pură a Jitveiului pe domnul Ioan Buia. Bună seara, cel care vă conduce, ne va conduce în tainele vinului. Bună seara, vă salut din Podgoria Târnave. Sper ca această seară să fie o seară frumoasă, o seară în care vinurile din frumoasa Podgoria Târnave să satisfacă gusturile celor prezenți. Sigur, Podgoria Târnave este așezată pe podișul înalt a celor două râuri, este influențată de cele două râuri. Teroarul Podgoriei, sigur, este mult influențat de sol, de microclimat și, nu în ultimul rând, de mediu și respectiv tradiția. Toți sunt factori care influențează calitatea acestor vinuri. Calitatea lor este tipică, este specifică acestei Podgorii. Acum, sincer, domnul Buia, noi am vrea să începem cu primul vin și dacă puteți să ne spuneți care este primul vin din degustare, astfel că noi avem deja circa 18 minute de când vorbim și unii au furat startul, deja au deschis vinul și am devenit un pic... Nu? Tu nu? Ia să vedem pe altul. Ia să vedem mai departe. Opa! Ia uite! Asta este mărturia vie, pentru că Ana are... Uite, al doilea. Hai să trecem la domnul Buia, cu ce începem degustarea? Da, primul vin este o fetească albă. După cum știți, soiul fetească albă este un soi autohton, un soi tradițional, un soi care este răspândit peste tot în România. Este soiul din care de-a lungul timpului s-au realizat în special vinuri seci și vinuri demiseci. Soiul fetească albă se manifestă prin faptul că are o perioadă de vegetație ceva mai scurtă, 150-160 de zile, are un ritm în schimb de acumulare a zaharurilor foarte bun, de aceea pot fi realizate toate tipurile de vin. Sigur, în general sunt preferate vinurile seci și demiseci din acel soi. Dar în anii de recoltă foarte bun pot fi realizate și vinuri demidulci sau dulci. Da, mulțumim. Ați fost foarte rapid. O să vă întrebăm pe parcurs despre ce ne vor întreba cei care ne privesc. Și o salutăm pe Ana Ghejan, care spune că Jitvei este vinul cu care am crescut. Cred că această vorbă poate fi cu siguranță scrisă și spusă de mulți români. Tănase Andrei, bună seara! Și Andrei Tănase, probabil aceeași persoană, vrea de două ori premiu în seara asta, joacă la două capete cu nume un pic diverse. Fii atent, Celestin, să nu... Da? Te rog frumos, nu-i dai și lui Tănase Andrei. Dar nu eu, avem ajutoare în spatele camerei pentru asta. Și pentru asta aș vrea să o salut pe draga de ea, Anca Codrea, cea care ne face grafica și care ne ajută cu toate postările și cu alea minunate. Ok, avem cu toții un tabel de completat și acum, dacă cineva este gata, nu mă mai satur și aș vrea să întreb dacă partea asta minerală, domnul Buia, dacă puteți să ne spuneți ceva despre partea asta floral-minerală interesantă. Și imediat o să intre băieții cu povestea lor. Bună seara, Livia! Stați un pic! De la domnul Răzvan Stoienescu aveți o întrebare, domnul Buia. Câți ani de vinificație aveți la Jitvei? Dar nu la Jitvei în Podgoria Târnave, ci la Jitvei, la Jitvei, asta vreau să spun. La Jitvei am 20 de ani, iar în Podgoria Târnave am 45 de ani. 45 de ani. Adică 45 de ani de activitate. Felicitări, ce putem să spunem, decât că sunteți un monstru sacru și vă admirăm pentru ceea ce faceți și faptul că sunteți aici alături de noi. Nu poate fi decât benefic pentru oricine se uită la noi în seara asta. Îl aveți pe domnul Buia. Vă rog să ne bombardați cu întrebări
și o să dau imediat acum o primă vin presie la Ana Crudu. Mondena. Ce să zic, eu mărturisesc că vinurile de la Jidvei îmi sunt tare cunoscute și mi-s tare dragi de mult timp, poate și pentru faptul că eu m-am îndrăgostit de Ana și de Maria de mult timp. Am primit vinurile astea prima dată cadou de la prietena mea, de la Ivona Mardare, cu niște ani în urmă și le-am urmărit evoluția, așa că da, îmi sunt tare dragi. Sunt cumva pe aceeași lungime de undă cu mine. Eu nu sunt neapărat un fan al vinurilor albe, dar astea îmi plac în mod deosebit și recunosc că sunt vinurile cu care îmi impresionez musafirii, invitații. Îmi place mie așa, de la denumire până de la denumire, plecând la mirosuri și apoi la gusturi. Cred că e un vin cu care te poți mândri cu lejeritate, așa că da, sunt vinurile. Uite, pe Maria de multe ori am dus-o și în vizită, am primit-o și ca gazdă în fața musafirilor mei. E vinul, zic eu, cu care te poți mândri, un vin frumos, cu nas frumos, ușor de salcâm, fresh, proaspăt, un vin caracteristic pentru acest soi. Așa că e vinul meu de suflet, ca și următorul de altfel. Sunt vinurile, unele din vinurile mele preferate, recunosc. O, ce frumos! Din ce în ce mai bine, bravo! Felicitări! Foarte frumos! Hai să spunem tuturor că Podgoria și, pardon, Crama Jidvei întrunește undeva la 2500 de hectare în Târnave doar, plus partea de Navigo. Este cea mai mare cramă cu proprietar unic din Europa, iar Ana și Maria sunt fetele domnului Claudiu Necșulescu, deci cele eu care dau numele știi acestor vinuri. Atât de mult mi-au plăcut încât știu exact de unde este etimologia acestor vinuri. Exact, iar Ana și Maria spuneam că sunt fetele, iar pe vinurile astea scrie Owner Choice. Deci ele au ales eticheta, vinul, soiul sau cupajul, dacă mai departe, dacă or fi și cupaje, dar vedem ce se mai întâmplă mai departe cu Celestin, băiat fin, care nu știu dacă a simțit salcâmul sau osopul. Somnul încă nu, sperăm să nu-l simțim în seara asta. Pe măsură, pe cât a spus Ana de bine ce a avut de spus și de frumos, în seara asta, așa, parcă zici că nu am inspirație foarte mare de a povesti, dar, eu pot să spun atât. Cred că am mai avut odată o discuție de genul ăsta în sezonul 1 despre vinuri emblematice pentru un soi. Cine vrea să cunoască un soi românesc, să guste un anume vin. Din punctul meu de vedere de complet pasionat și amator, cred că asta poate fi o fetească albă pe care lumea poate să o ia de referință. Dacă adică greșești, tu consideri Târnave ca un loc în care fetească neagră se simte la ea acasă? Merge să fac aprecieri de zona geografică, pentru că nu mă pricep și nu vreau să asum chestia asta. Dar din ceea ce înseamnă fetească albă cea mai băut, mi se pare că dacă vrea cineva să vadă cum e, lejer poate să bea vinul ăsta și să-l învețe. Iar niște salutări speciale vreau să-i le dau lui Geo Nicolaescu, care este cu noi din totdeauna și o să spunem asta în fiecare seară, așa cum el este cu noi în fiecare ediție. Ne bucurăm că a mai și câștigat la tragerea la stoți. Și dăm cuvântul un pic mai departe. Salutăm înainte de asta, salutăm pe Bogdan Mironescu, bună seara, dragă prietene, și pe Olesia, dragă de ea, care dă o fugă acum să ia un vinuț să bea alături de noi. Și pe Claudia, pe Victorian și Tănase Cătălina, probabil soția lui. Uite, mai multe șanse, vezi? Ți-am spus că joacă la mai multe capete în seara asta, familia Tănase. Nu știu dacă e o coincidență de nume, dar cu siguranță e interesant. Trecem imediat la Camila, care a terminat ușor de mâncat fân. Da, nu am înțeles ce a vrut să spună Victorian. Mâncare la Camila există destulă, fie că e fân sau orice altceva gustos avem noi aici. Fără fân nu rămânem. Fân așa, metaforic. Și nici fără vin.
niciodată. Da, apropo de Maria, primul nas a fost într-adevăr mineral, dar ulterior, cu un pic de zbucium în pahar, Maria își arată livezile. Eu am simțit acolo așa un amestec de caise, pere, ba chiar un pic de compot de gutuni, ceea ce nu mă așteptam să simt într-o fetească albă. Acum, nu știu, poate o fi din cauza faptului că am eu nasul ăsta mai lung decât media. Și atunci simt extra. Da, e surprinzător și chiar e așa un feedback la cald din partea mea, pentru că nu l-am mai băut decât o dată sau de două ori maxim. Nu știu cum de mi-a scăpat, dar chiar o să fiu curioasă să mai încerc încă o dată în afară de seara aceasta, ca să-mi fac o idee mai bună, să rămân acolo în memoria mea. Ce să zic, îmi place de Maria. Lovely Maria. Owner choice. Lovely Maria. Și acum de la single malt la vin. De la ce? De la alcool la vin. A fost un pas, o pasiune pe care în ultimul timp a început din ce în ce mai mult să intre în lumea vinului. Ia spune ceva despre vinul ăsta. A fost relativ ușor așa, în același domeniu. Da, o fetească albă, foarte interesantă. Pe lângă partea asta de salcâm vine o notă de citrică pe final, ceea ce este foarte interesant, mai mult de grefă, mai mult, ceea ce îl face și un vin gastronomic cu aciditatea lui. Și pe partea asta de gastronomie întotdeauna m-aș alege cu un preparat pe un ton în crustă cu susan, dar și mai românesc așa pe un ardei, un pluț. Apropo de că tot o să vină și sărbătorile, chiar dacă vine criza sau pleacă criza, un vin frumos, vorbim de altă gamă de vinuri de Jetvei, într-adevăr alegerea a ownerului, o fetească albă care își exprimă toată puterea arealului. Aciditate, un pic de aciditate te ajută și pune în valoare acest soi. Da, un vin care m-aș duce pe partea de gastronomie datorită părții este de citrice, de fresh, de grefă, de lime. Și atunci m-ar ajuta pe o parte de mozzarella, pe un pește cu sos alb. E un vin care te ajută și îți curăță palatinul și te bucuri de el. Un vin foarte interesant și merită încercat. Coste, rog să fii mai puțin mai precis și mai explicit în asocierile viitoare culinare pe care le faci. Ai spus pește, ai spus sos alb, ok, datorită acidității, pentru că vezi multă lume se uită la noi, nu toată lumea are pește și sosuri albe acasă, dacă poți să te duci și pe mai spre sofisticat sau spre homemade. A spus ardei umplut. Am ales și partea de restaurant și partea de acasă. Am ales ardei umpluți, genul de salată beef, exact ceea ce putem să facem și în casă, tocmai datorită acidității și structurii acestui. Ardei umpluți cu stânga, cu sila, cu carne sau fără carne? Amândouă, dar să fie umpluți bine. Cu dragoste. Umpluți cu dragoste. Ardei umpluți cu dragoste și cu siguranță Maria ne va echilibra. Ok, trecem imediat la domnul Răzvan Octavian Demian. Da, ok, mulțumim foarte mult, perfect. Da, deci v-am spus că încerc să vorbesc din ce în ce mai puțin. La început îmi iese, după aia mai greu, da. Vin care este foarte curat, vertical, verde, chiar cilindric l-aș denumi, deci de la început la sfârșit merge cu aceleași note compact, nu se degradează, nu este foarte sensibil la oxidare, obținut prin vinificare reductivă de bună stamă, aciditatea nu trădează podișul Transilvaniei niciodată, nopțile răcoroase
își fac datoria, la fel cum zile nu foarte călduroase și ele echilibrează acest aspect. E un verde ușor gălbui, un miros de, deci ca și, nu neapărat ca și culoare, ca și culoare un galben verzui, ca și miros un verde gălbui, un verde proaspăt, nu foarte crunut, deranjant, nu buruiană, cum spunea și colegul meu, citrice, măr verde, chiar și caisă verde spre pârgă, chiar și pară verde, flori, miros de flori de măr. Mărul nu are un miros foarte, foarte plăcut, nu e moale, nu oxidează repede. Deci un miros tot verde, verde spre gri, verde amărui, spun eu, caisă necoaptă, am spus. Echilibru între aciditate și zahăr, cineva l-a găsit așa cum trebuie, nu degeaba este o Marie. L-aș vedea acest, pe această Marie aș vedea-o ca pe o amazoană, mergând direct la victorie, fără greșeală. Ce e mai puțin plăcut e că vei ști înainte rezultatul când deschizi asemenea sticlă, știind și istoria din spatele etichetei, e clar că nu are cum să fie așa. Deci nu te poți aștepta la surprize neplăcute și ai așteptări de aici în sus, întotdeauna, ceea ce este o provocare pentru vinificator. Să plecând de aici, are voie doar mai sus, înapoi nu se poate. Cum zice Ardeleanu, mă, înainte fă mai bine. Înainte nu, acum trebuie să fie mai bine decât înainte. Și asta este o provocare care de la an la an trebuie să o ducă cineva și să o ridice ștacheta de la an la an. Vom vedea și la Ana ce se întâmplă, bănuiesc în aceeași chestie. Dar la Maria, asta este părerea mea, asocierile culinare le-a făcut colegul. V-am spus, nu este un nas floral moale și ușor, nimic pufos. Se duce totul drept, cu direcție, plăcut, proaspăt, liniar și știm la ce ne așteptăm. Un vin de calitate cu adevărat. Asta numai ca să înțelegem că dacă se vrea, se poate. Chiar și școala veche poate lansa teorii noi dacă cineva și-o dorește. Și în spatele acestei școli vechi sau din școala veche venind domnul Buia, ne arată că știe să facă și chestii foarte moderne. Da. Asta este încă o dovadă că și noi trebuie să ne putem adapta, indiferent în ce condiții. Dacă mi-ați permite să intervin o secundă. Vedeți dumneavoastră, Fetească Albă, soiul nostru tradițional, este soiul din care se pot prepara vinuri cu un conținut alcool ceva mai scăzut, la 11-11,5 volume la 100 alcool, care sunt preferate de consumatori de obicei tinere, proaspete. Fetească Albă, în general, are proaspăt, are o aciditate ceva mai ridicată, nuanțe frumoase de flori de viță de vie. Apoi e Fetească din gama superioară, sunt vinuri care în general au fost maturate în vas de inox cel puțin 6 luni, după care au fost îmbuteliate. Vinurile din gamele superioare sunt vinuri care de altfel, pentru ca să ajungă să poartă numele de Maria sau de Ana, trebuie să treacă printr-un juriu foarte exigent, format din degustători români în prima fază, iar în cea de-a doua fază degustători români și străini. Și fiecare din vinurile din gama super premium a fost apreciat de cel puțin o dată de un juriu străin. Altfel nu are voie să fie îmbuteliat sub această denumire. Am înțeles, mulțumim foarte mult și aș vrea să completez partea asta de analiză cu o tentă minerală foarte interesantă și interesant și ce a spus domnul Buia. Eu care am avut o perioadă de 10 ani, m-am chinuit și să fac vinuri, bine că nu mi-a ieșit, Doamne ajute, puteam să o trăvesc pe cineva, dar cu siguranță am mirosit în fiecare an vița de vie. Deci, dragilor, Coco Chanel, Louis Vulpon, îi de acolo, îi din arealul ăla, vița de vie s-o miroși în timpul înfloritului, undeva după 4, 5, 6, 7 iunie, în funcție de areal, are atât de suavă și atât de plăcută, încât nu cred că ați mirosit vreodată ceva atât de interesant. Deci asta este o provocare pentru cei care nu au făcut-o, să vedeți de ce domnul Buia a adus
mirosul ăsta spre mirosul de viță de vie înflorită, care durează doar 2-3 zile. Deci neapărat în jurul ăsta să vedem și tabelul. Hai să vedem tabelul, pentru că vinul ați vorbit doar de vine. Dacă arătați tabelul, pot să vă spun că sigur acest vin, spre deosebire de unul care e foarte tânăr, în aroma lui devine mai complexă, în gură se asociază impecabil cu gustul, ceea ce face să devină mai generos, mai stăpân pe el. Să știți, domnul Boia, că e unul din vinurile la care ne-am sincronizat, așa cum face echipa Vinpressii în ultima perioadă, și să știți că nu copiem unii de la alții. Ia să vedem, dacă reușim să vedem tabelul, uitați-l, vedem acum. Și vă rog, dragi colegi, să comentați. Cine vrea să comenteze primul? Se observă o linearitate a gusturilor la tipicitate. În afară de mine și de Ilinca, probabil nu știm neapărat ce înseamnă tipicitate de fetească albă care fluctuează de la o zonă la alta. Intensitatea clar, super intens, calitate bună, la limpede și aspect clar acolo. Nu prea ai ce discuta, cam toate vinurile sunt curate cu siguranță. Putem să le punctăm înainte: persistență, echilibru, calitate și armonie. Da, cu siguranță, uite, un vin care se duce la analiza în zona medaliei de aur, cu siguranță este un vin care merită tratat cu atenție, care merită dus la export în Asia, în America, în Anglia sau în Germania, acolo unde genul ăsta de soi și de tipicitate poate pătrunde prin autenticitatea ei. Așa să spunem. Este un vin care are o încărcătură emoțională dacică sau cum o fie, de unde o provenia, dar cu siguranță greu de făcut o paralelă între soiul ăsta și alt soi, o similitudine între soiul ăsta și alt soi. Ok, trecem la următorul vin, domnul Buia, vă rog. Acum aș vrea doar să completez la ce a spus dumneavoastră. Vinul pe care dumneavoastră l-ați degustat a fost apreciat la cel mai mare concurs din lume, la Decanter, cu un bronz, și la Lyon cu argint. Sigur, de-a lungul timpului, vinurile din Fetească Albă au obținut foarte multe medalii de aur, numai la internaționale, nu mă refer la alte concursuri. Următorul vin este un vin realizat din soiul Chardonnay. După cum știți și dumneavoastră, este un soi care a apărut în Burgundia, încă din cele mai vechi timpuri. El era cunoscut în România doar în podgoriile sudice, până la apariția privatizării Jitvei. La Jitvei, la privatizare, am avut 56 de arii de Chardonnay. După câțiva ani, compania și-a propus să schimbe structura și a propus să îmbunătățească structura soiurilor cu mai multe soiuri, dintre care unul a fost Chardonnay. Chardonnay a fost plantat în compania Jitvei pe 240 de hectare. Este soiul din care realizăm vinuri seci, vinuri demiseci și un vin tradițional demidulce. Sigur că Chardonnay-ul, trebuie să vă spun, soiul Chardonnay mi-a adus satisfacții deosebite. În anul 2009, am obținut un vin din soiul Chardonnay care în anul 2010 obține medalia de aur la Bruxelles. Era primul vin Jitvei care obținea o medalie de aur la Bruxelles din soiul Chardonnay sec. De altfel, puține vinuri au fost cele care au câștigat până în momentul respectiv aur la Bruxelles. Sigur, ne bazăm pe vinurile de Chardonnay pentru că sunt vinuri ample, sunt vinuri, cum se zice, e o adevărată bogăție de compuși de aromă. Este vinul care
în Podgorie are o aciditate în general ridicată, ceea ce îi conferă mai târziu foarte multă prospețime și un specific al lui. Am o întrebare. Știu că o parte din materialul săditor îl aveți din pepinierele proprii. De ce v-ați gândit să vă faceți, de ce v-ați gândit să aduceți materialul săditor în, în Podgorie și să-l luați de acolo pentru a nu risca probleme de, de ambientare sau de, de ce? Am fost prima unitate privată din România care am înființat o pepinieră, o școală de viță. Am înființat pepiniera pentru că doream extinderea suprafețelor viticole. Pepiniera a fost înființată în al doilea an, deci în anul 2002, împreună cu o mare firmă franceză, Richter. S-au adus instalații, utilaje moderne pentru altoire automată, deci s-au făcut eforturi pentru ca să se aducă corzi din soiuri valoroase libere de viroză. În același timp a trebuit să ne procurăm și portaltoiul care să corespundă acestor soiuri, de aceea efortul nostru a fost foarte mare. Dar efortul a fost încununat de succes prin faptul că școala de viță are un randament foarte bun și de altfel suntem cea mai mare școală de viță din România. Altoim anual peste 3 milioane de vițe. Bun, mulțumim foarte mult pentru precizări. Deci cu siguranță în așa o extindere ați avut nevoie de viță de vie. Probabil ați ales clonele potrivite pentru arealul în care sunteți, ameliorate an de an, funcție de climat și pedoclimat, puse pe portaltoiul corect și astfel că probabil ați scos ceea ce trebuia, ați plantat ceea ce trebuia pus pe arealul dumneavoastră. Bine, trecem la analiza unui chardonnay interesant. Ana, iarăși owner choice, alegerea. Poate ar trebui să spun că numai 30% este în barică. Restul 70% a fost lucrat în vase de inox. Este foarte interesant, cu siguranță, pentru cine știți că acum toată lumea știe că există o chardonnayizare a meniurilor în România, lumea se plimbă, lumea a devenit sofisticată, acum lumea mănâncă dorada și bea chardonnay, sunt cuvinte comune, nu mai mănâncă somon și bea neapărat fetească, ăsta șalău și bea fetească albă sau crap cu mămăligă, uite că ușor, ușor și noi, și palatul, și condițiile climatice, și situația financiară ne-a schimbat, ne-a plimbat, ne-a învățat, așa că chardonnay-ul a intrat în Podgorie. Când a intrat chardonnay-ul după perioada post-filoxeric, la începutul secolului, când a intrat? După filoxer a intrat chardonnay-ul. Știu că înainte de, la un moment dat, castelul a fost donat lui Ștefan cel Mare și, bineînțeles, tot din perioada aia, probabil, am înțeles că acolo în Podgorie exista la un moment dat fiurmint. Întrebarea mea e simplă. Fiurmintul e grasă? Grasa vine de la Ștefan? Sau tocaiul e grasă? Sau grasa e tocai? Asta era întrebarea. Și dacă la Alba s-a întâmplat schimbul? Vedeți, dumneavoastră, cu grasa asta sunt foarte multe păreri. Părerea noastră este că e totuși autohtonă grasa și că ea este alături de fetească albă, părintele feteștii regale de mai târziu. Mulțumim foarte mult pentru părere și trecem imediat acum cu analiza vinului la Celestin, ca de consuet Celestin deschide seara. Ia să vedem Celestin. Păi, la vinul denumit Ana, mă pui pe mine primul să vorbesc, măi, Ana, măi. Deci, știi că îmi place chardonnay-ul și dacă domnul Boian nu făcea precizarea cât la sută este în butoi în baric, îl întrebam eu acum. Pentru că am simțit ușor acel gust, bănuiesc că exact asta a fost și intenția, eu mare amator de chardonnay-ul baricat. Asta e guilty pleasure, cum se zice. Mie mi-a plăcut foarte mult.
se vede în notă, știți că eu n-am o poveste de asta de spus, niciodată n-am, nu m-am ridicat la nivelul colegilor mei, dar vă spun că într-adevăr începe seara să fie pe gustul meu și mă bucur mult. Și nu pot decât să nu mai trec pe la tine, Dan, nu te supăra, că dau eu direct cuvântul Anei să ne spună despre vinul Ana, ce părere are. Ana la Ana. Ce să-ți spun, n-ai tu idee cât am studiat eu vinul ăsta, eu chiar l-am studiat. De prima dată de când am gustat vinul Ana, am tot încercat să-l înțeleg. Și am încercat odată și am încercat de două ori, de 10 ori, adică de fiecare dată când mă întâlneam cu fetele, de fiecare dată încercam să-l înțeleg mai bine. Ei bine, cred că abia în seara asta l-am înțeles și asta doar datorită domnului Buică, cel care m-a explicat atât de frumos și care ne-a învățat atât de frumos despre tot ce înseamnă Chardonnay-ul și tot ce vrea să reprezinte acest vin. Așa că, da, abia acum l-am înțeles, dar să știți că dacă l-am înțeles, asta nu înseamnă că mă opresc din a-l studia. Îl studiez în continuare pentru că nu se știe ce surprize îmi va oferi. Așa că, domnul Buia, eu vă mulțumesc tare mult. Să știți că vinul acesta reprezintă oarecum temperamental tot ce înseamnă Ana. Înseamnă diafan, înseamnă căldură, înseamnă, știu eu, oarecare... Un temperament vulcanic, dacă apuci să-l cunoști, așa că da, e tot ceea ce reprezintă ca denumire, ca soi și ca gust, ca vin în pahar. E minunat. Deci Ana la Ana trage clar. Mulțumim foarte mult, Ana, și o salutăm și pe Maria Mândoiu, pe Ionuț Cotoi, care ni s-a alăturat în seara asta, iar Lucia Mândoiu, care așteaptă, uite, iar o familie frumoasă aici. Undeva mai devreme domnul Tănase ne-a explicat că doamna Tănase era mama dumnealui. Foarte bine, mulțumim foarte mult și mulțumim foarte mult că vă uitați de la primele ediții foarte de la Vinpresii sau de la Brăjescu cu analiza, de unde analiza a început drumul victorios, seral, pandemic, post-pandemic în lumea vinului. Sperăm să o ținem tot așa o perioadă, nu pandemia, dar degustările astea de la Vinpresii sperăm să prindă și să ne vedem bilunar, așa cum suntem acum în formula asta. Salutăm și Iomil Iojă și trecem imediat la analiza vinului la Camila din deșert, de pe Ștefan cel Mare. Uit mereu să pornesc microfonul și risc să vorbesc singură. Nu-i problemă, o să am o vizionare pentru asta. Pentru cei care sunt aici la caravan, pare că stă cineva în spate și vorbește de unul singur. Da, de cât auzim, cum am auzit înainte de emisiune, niște oale care s-au crântit sau ceva, e mai bine avem. Nu știu despre ce vorbești, nu recunosc nimic. Revenind la... E bine. Eu sper să am suficient de mulți clienți și comenzi încât să se audă aici numai oale hodorogind și pahare ciocnind. Până una alta e destul de liniște pentru că de vremea de afară nu prea ne ajută și nu prea încurajează oamenii la ieșit. A venit într-un final toamna, în adevăratul sens al cuvântului, e destul de friguț. În interior nu avem voie decât la 30% din capacitate în Iași, ceea ce înseamnă foarte puțin, cel puțin la noi, că noi oricum eram mititei. Dar asta este, mergem înainte, până una alta... Eu degust vin, mai am și alte activități în afară de condus caravana spre, nu știu, un viitor mai luminos. Iar ce am în pahar, aș putea să zic că poartă cu demnitate numele de Ana, cu mândrie, dar pot să văd o asemănare între Ana din pahar și Ana Crudu, a noastră, da? Așa, un vin complet, un vin care are de toate acolo și este și vesel, se simt fructele acolo,
E și crisp, dar are un pic de, nu știu, coajă de lămâie, așa, un strop, un pic de citric, dar în același timp are și notele acelea rotunde, sofisticate, date de către stejar, vanilia, rotunjimea aceea în gust, untul. Aș putea să mă gândesc cumva la o tartă din aluat frage din ăla făcut în casă cu mult unt și cu niște fructe sau eventual un lemon curd, crema aia patiseră, dar care are și lămâie în interior. Iubitorii de dulce înțeleg la ce mă refer. Eu acolo m-aș duce cu gândul după ce miros și de gust Ana. Și bineînțeles la Ana crudu. Am înțeles, foarte interesant. Ia uite, Ana la Ana. Mulțumim foarte mult și salutăm pe Emilian Ioja, care se uită în seara asta la noi, pe Marius Ungureanu, Amelia Maria, pe domn profesor Cătălin Ioan Zamfir, care se uită și el alături de noi. Avem un public ok. Vrea să mai spună ceva Ilinca, cred. Nu neapărat. De asta am tăcut, știi? Dar dacă vreți, mai spun, nu știu, dacă vreți, îndrept camera către oamenii care trec pe aici pe lângă mine. Eu, ca de obicei, fac același lucru pe care îl făceam și la treia și nu. Îmi invit niște prieteni iubitori de vin să stea la o altă masă și tot ce degust eu aici pleacă ulterior către ei și pot la sfârșit să culeg vin. Acum trebuie să spun, trebuie să dau și eu din casă, că exact asta se întâmplă și aici în studio, la București. Dar voiam să te întreb chiar și pe tine și pe Dan, nu vi se pare că cineva a fost cam tăcut în această seară? Nu știu, eu nu mă întreb. Eu am două nelămuriri, da? Există două persoane de la care mă așteptam să îmi facă mie cumva treaba mai ușoară în seara aceasta. Eram cumva liniștită pentru că am avut o zi în care nu m-am simțit tocmai în formă. Am zis că, vine și Pasaris, perfect, Demian și Pasaris înseamnă că pot să stau chill, să nu prea vorbesc. E, voilà, nu prea se întâmplă treaba asta. My friends, what's going on? Sunt ușor intimidați, Linca, sau intimidat. Sunt intimidați de noi. Cine i-a intimidat? Noi, eu și tine. Da, Răzvan ar trebui să fie mai mult decât obișnuit cu noi două. Și Pasaris pe mine nu știe suficient de bine. Zicea că a rămas așa în cumpănă, doream să dau și eu descriere și uite ce am înțeles eu totuși de la această Ana. Înțeleaptă și Ana, da? Înțeleaptă și totuși tânără, dar cu rotunjimi proaspete, copilăroasă și totuși matură. Acum am băgat în ceață că nu mai știam de cine vorbea, de Ana acea uită sau... Ana, Ana noastră ce ai toate zile. Da, într-adevăr, un șandon. Un fel de femeia la 30 de ani de Balzac. Măi, la 30 de ani fiziologici și la vreo 60 mentali. Adică nu ne oprește. Creierul poate să fugă, să mă rog, mintea, ideile, fug și sufletul mai repede decât viteza luminii. Pot alerga chiar mai repede. Fiziologic ne dezvoltăm când ne dezvoltăm cât avem noi grijă de noi. Până unde vrem să punem stabile limite, putem acum să înlocuim părți din caroserie, funcție de eveniment, de tot felul de chestii. Dar mintea și sufletul, îți spunea cineva o dată, doar ochii au rămas de copil, da? Oasis era. Și într-adevăr ochii și privirea celor care s-au născut copii și sunt sortiți să fie copii, și sufletele și ochilor rămân de copil, indiferent de cum arăta. Aveți în față un exemplu grăitor. La mine nici mintea nu s-a dezvoltat mai mult. Deci la mine și mintea a rămas tot de copil. În schimb, acest Chardonnay curajos, la fel ca și sora ei, create după chipul și asemănarea Podișului Transilvaniei, cu multă agilitate, hotărâre, fără să aibă balansul sau dezechilibre, că toată termenul de balans este menit să definească echilibre. Că toată termenul de balans înseamnă dezechilibre. Deci este uimitor cum același cuvânt poate să definească două
condiții diametral opuse. Aici este vorba de echilibrul acest Chardonnay, aproape cred că e un Chardonnay ondulat, fiindcă acest baric l-a luat o țâră la pilă. Deci 30% baric și 70% proaspăt este ceea ce unii încearcă să facă cu tipsuri de stejar în tank și le iese, dar nu știi cum. Aici când ai două vinuri clar definite, baricul și tankul, știi exact la eprobetă, în laborator, cu degustator, cu absolut toată lumea, știi exact care pot fi proporțiile care să definească la un moment dat, într-un anumit an, într-un anumit context, dorința pieței. Fiindcă întotdeauna și în vinuri se merge pe avion vine, nu pe avion pleacă. Deci tu tragi în fața lui, astfel încât pe când el vine, să lovești în el. Fiindcă dacă tragi, ce face piața acum? Așa, aia fac și eu acum. Pe când ai reușit tu să faci, piața tocmai și-a schimbat gusturile. Nu, tu trebuie să vină întâmpinarea gusturilor pieței, da? De mult, piața de la Chardonnay sau de la vinuri proaspete, am început să ne obișnuim cu, să ne placă de aici vinuri ale Fonfe, ale Bourgogne. Ne place chiar Chablis, ne place chiar Montrachet unul ăla. Dar câteodată zice, bă, gata, toată lumea știe ce Montrachet, știe ce Chablis, hai da. Să facem ceva altceva. Câteodată nu avem bani de Montrachet. Câteodată. Bă, dacă îi întâlnim vreo 10, bem un pahar. La siringă, luăm intraveneu, să reușim cumva, înțelegi? Deci dacă mă pun eu cu tăți Răzvani din țară și cu nebunul de Dani de la Iași, punem tăți. Știu eu, de o jumătate de sticlă și o jumătate mai găsim încă o trupă de nebuni, de wine lovers sau știu eu ce. Și noi și pe aia și împreună ne permitem un 500 de euro pe sticlă. Ca aia e. Da, asta vreau să spun. Acest Ana definește publicul între 30 și 40 de ani care începe să înțelege ce este vinul. A trecut prin niște aspecte, ba prea moale, ba prea tare. Cineva spunea, nu bai că e lungă, dar să fie groasă, nu-i moale sau tare. Are din amândouă și experiență, are și prospețime, și năvălnicie, și finețe, și înțelepciune. Deci este un Chardonnay de care cu siguranță chiar și francezii ar fi mândri. Și asta fără periuță era să aveți o scamă. E un Chardonnay chiar foarte, foarte reușit. Și mă rog, nu-i numai părerea mea. Un pui fuze de România, să-i spunem, de Târnavea. Domn profesor, înainte de a trece la Passaris, la asocierile culinare, pe care sper că le-ai pregătit, nu? O să spune că domn profesor Cătălioan Ion Zamfir de la Vinificație la noi de la USAMB spune salutări domnului Buia și așteaptă cu nerăbdare. Aici poate îmi traduceți și mie produsele de la Mot Abiet în acest an. Ce vrea să spună mai exact? Aș fi vrut doar să completez la Chardonnay, să vă spun că scopul pe care îl urmărim noi la realizarea vinurilor Chardonnay este să scoatem în evidență aroma, tipicitatea, caracterul, aciditatea, asocierea aromă-gust și dorim să predomine caracterul soiului în detrimentul baricului. Adică nu preferăm baricul decât într-o cantitate mică. Vrem ca fructul să se exprime. Vrem ca el să, din complexitatea pe care o are, să nu cedeze nimic în fața baricului. Iar în ceea ce privesc produsele respective, o să vorbim mai mult probabil la sfârșitul campaniei de vinificare din acest an. În general, sunt produse de o altă calitate, produse care enzime, drojdii, care au imprimat vinurilor nuanțe frumoase și, foarte important, ne-au menținut caracterul și tipicitatea vinurilor, ceea ce ne-a încântat foarte mult. Iar fermentația a decurs în mod continuu și și la temperaturile dorite de noi. Să înțelege că sunt produse de vinificație de la Mot Abiet care ajută în a reda tipicitatea din Jidvei și îl convoc acum pe expertul nostru din seara asta, pe Passaris, la direct din prima asocieri culinare. Da, în această seară, dacă am fost 4 la 3, 2, Ana, Maria,
Asta nu înseamnă că nu am vrut să fim decât gentlemen, să dăm cezarului ceea cezarului. Da, un vin frumos pe care aș vrea să completez, domnul profesor a spus aciditatea. Ce mi-a plăcut la el este susținerea lui pe bază de restul de zahăr, pentru că este în plan pozitiv, e foarte frumos lucrat pe acest aspect. Vin într-adevăr acele note de lemn, dar în prima parte, și apoi evoluează spre partea de fructe galbene, fructe bine coapte. Un vin foarte interesant ca și structură și paletică aromatică și voi merge pe asociere ca mâncare cu cele două linii. Una cea de ce avem acasă și una pe cea de restaurant, în care într-adevăr un Chardonnay stă bine. Vine partea de midi, de o terină de pui cu smochine, un piept de curcan cu sos de nuci, dar în același timp primul lucru la care m-am gândit la el a fost un pui cu smântână. Un pui care să aibă acea grăsime de la un sos. Aia m-am gândit prima dată când am băgat la colonia. Și un vin care întotdeauna va sta la masă foarte frumos. Și restul de zahăr cu aciditatea este foarte bine așezat. Într-un final cu final de cină, nu mai știi ce să bei, ai bea vinul ăsta cu un trabuc așa de înainte de a pleca acasă? Nu știu dacă l-aș bea pe un final de cină, ci l-aș bea că în timpul cinei, e dacă sunt acasă chiar cu un porc, chiar dacă e un alt, toată lumea spune: Doamne, cum să pui un porc? Ba da, un porc și un pic de reducție îți ar putea să fie interesantă combinația. Nu neapărat de final. Nu. Pentru că n-are lemn care să fie foarte dur. Lemnul ăla vine în prima parte și evoluează mai mult pe partea de fructe, pe partea de galben, de cop. Nu m-aș duce pe final de masă. Și nu m-aș duce... Ok, deci un vin gastronomic, un vin cameleon care merge de la paste, carne până la carne roșie. Și depinde de ce pui de garnitura de lângă, s-ar putea să îți dea satisfacții gustative într-un mare, mare fel. Hai să vedem tabelul. În timp ce vedem tabelul, Dan, te rog foarte mult să ne spui și părerea ta, că tu n-ai spus nimic. Băi, eu am o problemă cu baricul în general, dar vreau să spun că aici, în cazul de față, tabelul și notele vorbesc de la sine. Sunt foarte în asentimentul lui Pasare. Sunt surprinsă. Având de a face cu un juriu foarte exigent și foarte bine, aș vrea să vă spun că vinul pe care l-ați degustat a obținut în acest an 4 medalii de argint la Chardonnay du Mont, la Citadel du Vin, la Lyon, la Marele Concurs Vinali și nu în ultimul rând un aur la Catavinum Spania. Deci unii din dumneavoastră s-au apropiat impecabil de ceea ce au apreciat jururile internaționale. Felicitări! Mulțumim! Și de bună curiozitate, domnul Buia, la ce note vă referiți? Că sunt ale mele. M-am referit acum la notele alea care sunt de la 88 la 91. Da? Celestine, evoluez, felicitări. Sincer. Da. Dar trebuie să spunem, Celestine, că până la urmă vinul este și o chestie subiectivă, nu neapărat obiectivă. Bineînțeles, dar nu e o chestie de genul ăsta. Bineînțeles că te-ai dus tu acolo. Bravo, Celestine. Dar știi că noi n-avem pretenții la note sau să că noi asta dăm. Asta vreau să spun. Că noi nu dăm neapărat clasamente. O joacă frumoasă și plăcută cu prietenii. Dar ne place și noi așa să mai vorbim de cifre și sper ca privitorii noștri să o ia în gluma în care o luăm și noi la ideea asta de tabel. Băi, facem un tabel, e frumos, e nu știu ce, nu știu cum și sperăm să nu pună nimeni suflet la chestia asta, că noi nu ne dăm expert sau mare jury. Iar chestia asta o spunem în fiecare ediție. Bănuiesc că ești de acord. Da. Hai să spunem tuturor că domnul Buia a fost săptămâna trecută la Dute Vino, unde a povestit despre Crama Tăungi, Jidvei, Blaj sau Bălcaciu, acolo unde se
fac vinurile acolo unde se face vin arsul și ne-a povestit foarte multe. Vă rog să vă uitați la ediția trecută de marțea trecută, unde domnul Bui alături de Răzvan și la un moment dat, după o oră, că n-am mai vrut să mai intre Celestin, n-am mai avut timp, a intrat și Celestin, ne-a povestit mai multe despre unul din cel mai mare grup care activează în domeniu. Și trecem la următorul vin, stimate domnule Buia. Podgoria Târnave, până la privatizare, deci până în anul 1999, era considerată o podgorie numai a soiurilor albe. Singurul soi care a reușit să pătrundă în podgorie înainte de 1999 a fost Pinot Noir. Toate celelalte soiuri au pătruns mai târziu. După privatizare, după cum v-am spus, în pepiniera noastră, în școala noastră de viță, am altoit soiuri roșii din soiurile Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră și Shiraz, respectiv, sigur, Pinot Noir. Toate aceste soiuri le-am plantat la primul nostru gând să producem vinuri roșii. Ei, întâmplarea a făcut că am realizat un vin roșu în 1988 care nu mi-a dat niște satisfacții nici mie, nici companiei noastre. Între timp, se pare că am observat că gusturile consumatorilor au început să meargă ușor, ușor spre vinul roze. Și atunci am zis, păi dacă suntem în podgoria noastră și avem soiurile roșii, ia să încercăm să obținem niște vinuri. Și fără laudă, este rezultatul muncii noastre, e rezultatul vinurilor noastre. În 2009 am realizat primul vin roze, care a ajuns la Rosé du Monde și a luat medalia de aur. De atunci am spus, ei bine, trebuie să facem și noi vinul roze. Producem vinul roze din cele 5 soiuri pe care le avem. Vinurile roze, să știți că sunt vinuri greu de obținut. Ele nu sunt chiar așa cum pare la prima impresie. Vinurile roze trebuie să obțină clar din soiuri roșii. Apoi, ele, struburii trebuie recoltați la temperaturi cât mai scăzute. Temperaturi care în podgoria Târnave nu ducem lipsă în perioada nopții. Pentru că în perioada zilei temperaturile sunt ridicate, dar noaptea scade cu 10-15 grade. Și atunci facem în așa fel încât strugurii roșii pentru rozen să-i recoltăm dimineața la temperaturile cele mai scăzute. Și sigur, protejăm în același timp strugurii recoltați, adică dacă sunt mecanizați, o mustuială, o protejăm cu zăpadă carbonică, iar dacă sunt manual, îi protejăm și pe ei cu ușoare cantități de zăpadă carbonică. Vinurile roze sunt vinuri care se obțin în cantitate în general mică. Randamentul în must nu depășește niciodată 40%. Numai astfel poți obține vinul roze. Vinurile roze trebuie să fie vinuri cu fructozitate, cu prospețime, să păstreze, să prezinte aroma din fructe de pădure, să prezinte aciditatea asemănătoare cu ele. Ele sunt vinuri care de altfel trebuie degustate la o temperatură de 80 grade. Mulțumim foarte mult! Vinul sigur face parte din gama Tezaur, Jitvei, Rosé Tezaur.
Deci am înțeles că este un roze din Pinot Noir și din Syrah, din gama Tezaur, o gamă destul de veche a dumneavoastră. Și undeva, am văzut undeva la 12%, clar pe tonul care se merge acum, culoare și nasul ăsta interesant. Vis-a-vis de castelul de la cetatea de Baltă, pardon, castelul Bethlen Haller, puteți să ne spuneți mai multe cuvinte despre el? Până mai vedem noi puțin vino. Ar vrea să vă spun ceva. Nu se confunda castelul nostru cu castelul pe care, cu cetatea pe care a câștigat-o Ștefan cel Mare. Cetatea pe care Ștefan cel Mare a primit-o cadou de la Iancu de Hunedoara a fost undeva în partea dreaptă, în partea stângă a Târnavei, așezată pe o mică colină. Castelul nostru a fost construit, construcția lui a început în jurul anului 1500. S-au făcut primele două nivele, iar în secolul al XIX-lea s-a pus cel de-al XIII-lea, cel de-al III-lea nivel. El, sigur, este locul unde degustăm, facem degustări de vinuri, este locul unde se face prezentarea vinurilor jitvei, este locul care ne reprezintă, este un castel, sigur, cu o construcție specială. De multe ori spun, acesta este adevăratul castel. Sigur, a fost făcut ca și castel de vânătoare. El poate fi vizitat la ore fixe 11, 13 și 15. Dacă cineva vrea să doarmă la noi, trebuie obligatoriu, avem 11 camere unde putem să cazăm turiști. Ei trebuie să se anunțe din timp. Pentru vizita castelului și degustare nu este nevoie, dar pentru cazare este obligatoriu să fie anunțați din timp, pentru că altfel riscă să nu aibă loc la cazare. Foarte interesantă întrebare. Dacă există o legătură între numele Haller, între castelul Haller de aici și castelul Haller de la Mureș, dacă au fost familii care au avut o oricare... Ce se întâmplă din Germania... Familia Haller au fost mai mulți frați și veri. Ei toți au venit în România, au venit mulți în România și fiecare din ei a construit diferite castele în diferite părți. Castelul de la Mureș și castelul de la cetatea de Baltă, au fost construite de doi frați. Am înțeles. Mulțumim foarte mult. Deci, precizat, neapărat, eu am făcut un eveniment acolo, mergeți și la Mureș și neapărat să ajungem cu toții la Jivei, unde încă nu m-au dus pașii, din păcate, îmi cer scuze față de mine. Și vreau să spun și să-l salut pe Ștefan Timofti, salut, dragă prietene, și pe Daniel Gologan, care îl salută pe domnul Buia cu multă sănătate. Și, dragilor, când vorbim de roze, unde putem merge decât acasă la Mundena? Da, așa e. Te să zic, uite, de data asta mi-a plăcut tare mult eticheta și mai mult decât atât am citit cu mare drag povestea de pe eticheta sticlei de vin roze din gama Tezaur și zice așa că lângă Jitvei se află una dintre cele mai frumoase biserici fortificate din România, construită în stil gotic în secolul XV. Aici, pe unul dintre clopote, se găsește gravat, ce credeți? Dragonul cu cap de femeie, care poartă struguri la urechi, iar coada din frunze de viță. Confirmă oarecum ipoteza românilor, conform căreia s-au plantat struguri și viță de vie, de fapt, s-a plantat cu mult timp în urmă. Așa că, da, suntem dintr-un neam care
avem mari legături cu vița de vie, cu vinul bun și ne perfecționăm așa cum face și domnul Buia. Ne perfecționăm pe an ce trece, pe deceniu ce trece și sperăm să fie din ce în ce mai bune vinurile românești. Vedem tare bine că sunt recunoscute și la nivel internațional, așa că, da, despre rozeul ăsta ce să vă zic? E de acolo, e de unde trebuie. Vine cu foarte mare, hai să zic, influență și vine bine, vine frumos, vine încet, dar sigur. E vinul pe care îl ducem cu mare drag. Știu că Dan se așteaptă de la începutul emisiunii să tot spun unde duc vinurile astea. Bă, vinul ăsta, da, îl duc într-un eveniment mondan, îl duc într-un eveniment cu fast, îl duc acolo unde își are locul. E un vin lucrat, e un vin atent selecționat, așa că da, merge la un eveniment de calitate, la un eveniment cu oameni frumoși, cu lume bună. Sperăm să avem cât mai multe astfel de evenimente, cu toate că situația arată destul de rău în această perioadă, dar eu sunt optimistă și cred că vom avea ocazia să degustăm astfel de vinuri bune și de calitate în evenimente atent lucrate și cu oameni la fel de buni. Vă mulțumim, cuvinte foarte frumoase. Sincer, eu aș face o seară alături de dragonul cu cap de femeie și m-aș caza după aia la Jidei. Chiar telefonul. Tu organizează, Dane, că noi venim. Tu știi că suntem sub tutela ta, așa că tu organizează, tu zic când ai organizat și noi doar ne urcăm în mașină și venim. Așa-i, Celestin? Uite. Da, vă așteptăm cu plăcere. Așteptăm să veniți, da. Să rămânem. Să ajut pe doamna să-i spun că marele conducător Burebista a fost obligat să taie vița de vie pentru că deci se cunoștea de pe timpul lui. Da. A fost ca asta cu COVID-ul, obligat ceva după aceea dat seama că nu poți treaba. Eu cred că fiecare. Cred că fiecare dintre noi, dacă stă de vorbă cu domnul Buia într-o seară, cred că pleacă mai bogat din orice punct de vedere, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere enologic, din toate punctele de vedere plecăm mai bogați. Eu mi-aș dori tare mult să vă cunosc personal, domnul Buia, tare mult îmi place cum vorbiți și vă admir. V-am spus încă de la începutul emisiunii, în primul rând admir eleganța dumneavoastră. Dar pe același plan admir și faptul că avem ce învăța de la dumneavoastră. Sunteți un om cu foarte multe cunoștințe. Să înțelegem că de asta ai venit cu ochelarii de soare în seara asta. Nu, aveam pe cap încă de când am intrat în casă și n-am mai insistat tare mult. Hai să spunem că domnișoara sau doamna Ghejan, cu nume de actriță, Ada, ne indică și ne spune să mergem la Jidvei. E foarte fain, așa știe toată lumea. Sper să ajungem și noi odată pe acolo. Iar alături de noi în seara asta, un fost membru al nostru, de care ne e tare dor, să știi, dragă Ovidiule, te salutăm cu drag, din corazon. Ești prietenul nostru, te salutăm. Trecem imediat la Celestin. Hai, Celestin, că s-a făcut târziu. N-am... În secunda asta n-am apucat, că am fost extrem de ocupat să vă pun colo, dincolo, așa, așa, așa. Lasă-mă la urmă, Dan. E în regulă. Hai să schimbăm un pic, hai să mergem la asocieri culinare. Hai, Pasaris, dacă ești în formă, dă-i drumul, dacă nu, trecem mai bine. Ok, un roze care nu minte zona din care vine, cu aciditatea lui, dar în același timp... Bun, stop joc. Hai să lansăm după, imediat ce termin tu, o provocare pe aciditate, fiecare să-și dea cu părerea asupra acidității și domnul Buia ne va oferi o vacanță gratuită la cules struguri la. Da. Mm-hmm. Ok. Hai, dă-i drumul. Da. Eu spun părerea mea de acum. Eu cred că asta are aciditatea... Nu, stai, n-am dat drumul la concurs. Lasă lumea să gândească. Domnul, te rog frumos, zi pe analize și când termin, spui părerea. Hai să spun un tabel, să dăm cumva să nu vadă unul ce zice, că așa se inspiră. Sau dacă unul zice o cifră, îl blochează pe celălalt. Și eu voiam să zic, fix aia mi-a fost pe vârful limbii. No. Dar nu-i mai că oricum domnul ne primește pe toți la cramă. Chestia cea mai nasoală e că după ce ajungi acolo lângă domnul Buia, nu-ți mai vine să pleci. Am păzit-o și eu
și soția mea și colegii mei din Osereț, mai multe lume. Deci, domnul Puia e un magnet. Când ați ajuns acolo, cel mai greu e să meri de acolo. Deci nu să ajungi, să ajungi acolo e floare la ureche. Cel mai greu. One way ticket, ok, am înțeles. Da, hai, pasaj, terminați ideea, te rog. Deci cel mai simplu, mai avem un loc liber, nu? Păi dacă el a fost, înseamnă că nu. Mai nu, eu mai vin o dată. Ok, vorbim de o roze care am spus că păstrează tipicitatea zonei din care vine. O roze în care și structura de roze, acele fructe roșii, rămân coloana vertebrală a lui. Ca și asociere pe partea de ce înseamnă restaurant, da, somon la grătar, brânzeturi proaspete, muș de porc, dar pe românești aș merge pe un orez cu hribii noștri. Cred că ar fi interesant și aș pune orice carne lângă el, mai ales pui, curcan și genul ăsta de carne mai ușoară. Dar hribe, cred că fac pachet bun cu el și datorită structurii lui ca și vin. Am înțeles, probabil te-ai gândit la o ciupercă un pic mai grasă. Da, o ciupercă corpulentă, o ciupercă care să-l mestece un pic datorită acidității lui. Bun, deci, având în vedere caracterului de alb și temperamentului de roșu, eu cred că rozeul are o paletă mult, mult mai largă a asocierilor culinare, dacă ai putea să fii un pic mai... Rozeul, dacă vrei, poți să te duci de la începutul mesei până la final, nu ai nevoie de o asociere. Ideea e să-l găsești ca și tipicitate, să-l găsești ca expresivitate cu ce l-ai putea duce direct. Că rozeul nu are nevoie. Să mergem pe fructe roșii și să mergem pe căpește, pe orice putem merge. Nu e nevoie neapărat. Dar cred că cel mai tipic pentru noi ar fi ciupercile noastre, gen cribi, gen ciuperci un pic mai corporente, mai grase, mai... Ca și mâncare, oricum mâncarea românească este grasă și un vin cu aciditate ne ajută. Ok, foarte interesant. Deci vorbeam de aciditate. Aciditatea acea înțepătură în colturile limbii, acreala, cum îi spun unii. Te rog frumos, Pasare, să spui un scor. Deci ăsta are undeva până în 6, un 5 și un pic ca și aciditate. Și mai spun și la celelalte? Nu, doar la ăsta, mulțumim. Trecem la Ana, atenție, da? Conduc eu. 5 și un pic, a spus. 6. 6 e o notă bună de trecere. Trecem la Celestin, care el nu prea știe ce notă. E de la 1 la 10, apropo, 20 numere. Dar cum îl exprimați? Să-l spun cubic sau un tartric? Deci, nu, vorbim de totală sau, da. E o întrebare foarte... Uite, Dan, dau un răspuns pe gustul tău. Răspunsul meu este da. Da, ok, trecem mai departe. Perfect, s-a furat mireasa. S-a furat mireasa și mi se pare normal atunci când nu știi să spui da, pentru că înseamnă că ești cu toată lumea. Bravo, felicitări. Deci vorbim de aciditatea totală. Trecem la Ilinca. Ilinca, ești cu noi sau împotriva noastră? Camila, ce spune? A strâmbat din asta? Aciditatea, te rog. Da, zi, doar acum avem pariul pe aciditate. Lasă mai departe. Doar pariul pe aciditate. 5,9. După aia povestești despre 5,9. Trecem pe la Cluj. 5,7. Eu rămân la 6,1. Ok, domnul Buia, vă rog, câștigătorul. Cine culege strup? Opa, the winner is! Mulțumim, domnule Buia, vă iubim! Să rămână! Victorian Săftescu este câștigătorul unei excursii fantastice la cules struguri, la anul, la găleată, aveți un milion, un prânz și un pachet de țigări pentru fumători. Doamne ajute, dormiți acolo sub castel, este ăla pentru servitori într-un mare fel. Asta nu e atingitate, poartă în casă. Poartă în casă, ok. Trecem mai departe acum la Ilinca. Da, anumit. La mine e cu delay până încep să vorbesc, pentru că durează ceva până pornesc microfonul de fiecare dată. E oprit ca să nu auziți voi oale trâncălind. Da, rozeul ăsta este pe gustul meu. Este așa de proaspăt, cu aciditatea aia de sus. Pot să-l beau cu aceeași plăcere cu care beau un alb. Eu cred că nu sunt băutoare de rozeu. Deci, da, this is for me.
Super, o să-l țin minte și data viitoare când insistă cineva să bem roze, o să am o opțiune care să mă mulțumească și pe mine. Îmi place foarte tare. Să înțeleg că te coafează și te face puțin mai creață, cum ai dat-o la Chardonnay. Deci nu era undulat, era creț. Ia să spun, Răzvane, cum e ăsta. Păi, e surprinzător, probabil, nu probabil, cu siguranță. Nu doresc să-mi găsesc circumstanțe atenuante, cine se scuză, se acuză. Era o vorbă pe vremea noastră, la liceu și în generală. Ideea este că n-aș fi zis că are chiar 6,4. Probabil datorită notelor de la NAS, care se duc din vioi înspre ceva mai moale. Și înainte de bubblegum virează spre pădure, spre pământ reavăn, spre frunze, dar așa între vară și toamnă, nu chiar toamna târziu când lucrurile încep să se împută. E un nas plăcut, mai molcom, deci față de aciditate și de gust. Nasul vine și rotunjește cumva, înmoaie lucrurile. Foarte fain, foarte surprinzător, nu degeaba a ajuns în gama tezaur. La capitolul culoare, n-am ce să comentez, sincer. E un pic mai bronzat decât un Provence, dar probabil românilor le place așa de toți banii, ca și cum ne puneau cândva cineva odată la meciurile de fotbal, ne puneau semințe într-un pahar de BCA. Bine, gaura era atâta, dar paharul era cam atâta, deci e mare oricum. Și la urmă și cum ne punea să fie bonus, că noi românii am fost învățați întotdeauna cu bonus. Nu știu ce, probabil din școala generală, când ne duceam în vizită la câte întreprindere, noi trebuia, nu puteai să mergi din întreprinderea cu mâna goală. La fabrica de lapte o înghețată, la fabrica de pită un corn, o chiflă, o pungă de pufuleț, la întreprindere pe lucrare a lemnului, un placaj, o botă, un lemn, ceva, să mergi. De la o fabrică de metalurgice, o piuliță, un... No, deci trebuia să mergi cu ceva. Și atunci noi românii am avut totdeauna ceva, că dacă nu se poate să mergi cu mâna goală, toată lumea e într-un fel, trebuie să fii un pic mai sus, să fii mai bun decât cel de el. Așa am interpretat noi mesajul. Ei, și atunci dacă Provence-ul a făcut într-un fel, noi am putut să facem un pic bronzat. Ok, a ieșit foarte frumos, la nas în echilibru cu culoarea, dar asta spuneam, nu virează chiar spre frunzele și pământul din pădure din noiembrie. Nu se duce chiar spre frunzele oxidate, ci spre cele proaspete. Mai degrabă mă aștuce către urechiușele de fag la miros, frumos, plăcut, foarte frumos. La capitolul limpiditate și strălucire chiar n-avem ce să comentăm. Există atâta tehnologie încât ar fi o mare, mare, mare greșeală să iasă în piață niște sticle cu probleme de culoare, opalizare, opacitate, la stabilizare. Sunt chestii care cei mari nu și le permit. Nici cei mari... ca și imagine, nici cei mari ca și profesionalist, cum ar fi domnul Buia. Deci acolo tot se verifică la ochi, frumos. Și e un roze care chiar dacă nu e proaspăt și frivol, ceea ce bănuiesc în gama tezaur, nici n-ar fi stat bine, este un roze foarte sobru, frumos, către Provençal, pe Pinot Noir. Preferatul meu în rozeuri este Pinot Noir, care... condiția esențială să nu vireze în bubblegum. Am înțeles, mulțumim foarte mult. Hai să precizăm către cei care ne ascultă că tot Răzvan e pe Provençal. Să știți că Provençalul este drumul ăsta care merge de la Iași-Holboca până la Cluj-Napoca, ca să înțeleagă toată lumea, dar trece ușor din Marsilia și pe la Monte Carlo, mai clasic, acolo unde soiurile din zonă de obicei se exprimă în roze, acolo unde, dacă vrei, și Brad Pitt cu Miraval sau diverse alte vinuri iconic, să spune, ale rozeului, sunt și la ora actuală în piață. Deci mai las-o cu Provençalul ușurel, pentru că la Monte Carlo am fost de fiecare dată la analiza. De la un moment dat m-am săturat de Monte Carlo, știam cap-coadă, dar n-am fost. Am mai fost odată, dar mă rog, mai demult. Și... dar din voi cu smântână și mușdei, nu ți-i dor. Ba da, asta nu e o chestie provențală, frate, eu ți-am spus. Eu știu, dar mai avea cineva. Deci uite, în seara asta să știi că am fost foarte, foarte serioși, ceea ce înseamnă că în fața lui domnul Buia n-am reușit cu niciunul să ne deschidem pe genul nostru ușor mai
mai smart, așa cum am fost aproape la fiecare degustare și după fiecare 1-2 vinuri. Domnul Buia, cred că ne-a imprimat tuturor o notă de istorie și de seriozitate. Mulțumim foarte mult pentru că în primul rând l-a spus pe Răzvan pe picioare. E prima seară când nu se mai bagă peste toată lumea. Mulțumim, domnul Buia. Doamne ajute și vă așteptăm în echipa Vinpresii cu mare drag, cu experiența dumneavoastră. Doamne ajute, ar vrea doar să completez că probabil s-au dat notele, nu? Da, hai să vedem tabelul. Da. Dacă s-au dat notele, mi-aș permite să spun că... Vă rog să vă spuneți dumneavoastră. Acest roze tezaur pe care l-ați degustat, sigur obținut din Pinot Noir și Shiraz, are note frumoase de fructe de pădure, o aciditate care merge ușor spre merișoare și sigur este deosebit de sănătos, de rotund, de catifelat. E un vin care întrunește calitățile unui roze degustat în condiții de calitate. Remarc, în condiții de calitate și prospețime și fructozitate datorită acidității, paletei frumoase de citrice pe care o are el. Mulțumim foarte mult și dacă lumea cunoaște Jidveiul prin gamele Grigorescu, Fata Nearbă, Tezaur, Mysterium, Honor Choice sau depinde de banii fiecăruia, cu siguranță lumea știe în ultimii ani și cunoaște foarte bine spumantele de la Jidvei. Dacă puteți să ne spuneți ce ne-ați adus în seara asta. Cu ocazia asta mă pregătesc și eu de spumant. Nu, înainte de a-l saluta pe Muche, Sorin, te salutăm, prietene drag. Deci, vinul spumant la Jidvei se obține prin două metode. Prin metoda clasică, adică tradițională, și respectiv în acratofoare, în rezervare sub presiune, prin șarant. Vinul pe care noi în seara asta îl degustăm, sigur, este un vin obținut prin metoda tradițională. Metoda tradițională constă în introducerea materiei prime în sticle, apoi introducerea de ferment selecționați, fermentarea în sticlă la temperaturi controlate, sigur, drojdia care se introduce este o drojdie specială, o drojdie care nu trebuie să adere la pereții sticlei, o drojdie care trebuie să fermenteze în mod continuu și într-o perioadă foarte scurtă la temperaturile pe care le dorim noi. Apoi vinul este menținut în poziție orizontală până la 3 luni. După 3 luni, depozitul este agitat și respectiv o restivuire a acestui vin. După restivuire, vinul este menținut pe depozit peste 24 de luni, timp în care o parte din compuși difuzează în vin, adică este o autoliză, apoi în această perioadă au loc procese de îmbogățire în compuși frumos mirositori, adică sunt reacții de esterificare, de eterificare, care conduc la o îmbogățire a complexității mirosului, ceea ce noi numim de altfel buchet de autoliză. Sigur, despre vinul spumant se poate spune foarte mult. El în compania noastră este obținut dintr-o materie prima asemănătoare celei din șampan, un singur soi diferă. Pinot Noir vinificat înalt, Chardonnay și respectiv fetească regală.
Albă o folosim la Misterium 3. Aia iară nu știm. Ne mai trebuie o emisiune. La vinul spumat folosim feteasca regală. Am o întrebare, stimate domnule doctor. Dacă ați observat, dintre noi, fiecare are un pahar divers. Eu am un pahar de alb, iar Celestin are un pahar... Eu am un pahar adevărat de vin spumant. Acesta este un pahar de vin spumant. Bun. Vinul trebuie să aprecieze după cantitatea de spumă ce se formează la punerea în pahar, după bulele care se ridică de la fundul paharului, care trebuie să fie foarte dese, foarte micuțe, și iar perlarea trebuie să dureze o oră jumate. Noi nu o să stăm acum, dacă el e umplut până la emblema jitvei, până aici, așa, încă puțin, atât. Iar sticla deschisă, fără zgomot, trebuie să perleze 24 de ore. Am înțeles, mulțumim foarte mult. Deci ați înțeles cu toții, spectacolul bulelor este unul foarte important. Se spune că sunt undeva până la 30 de milioane de bule pe sticlă, dar uite că în continuare domnul Buia nu ne-a răspuns întrebării. Să știți că în Europa deja paharul flut ăsta pe care Celestin vi-l mostrează într-un mare fel nu mai este folosit. Într-adevăr, ține bula acolo înăuntru, îi merge foarte bine pe soiurile neutrale, pe când la domnul Buia e un flut care se deschide ușor la gură, ceea ce avantajează soiurile ușor aromate. Asta în părerea actuală de folosire a paharilor. Mai nou, Riddle a scos paharul de unică folosință 01, care are o capiență de circa aproape un litru și merge excelent de la alb, roșu, roze și spuman, cel puțin așa indică ei. De asta, uite, avem o bătălie a paharilor. Pentru unii, spectacul bulelor o să fie cum e la domnul Buia sau la Celestin, mult mai lung și mult mai plăcut. Actorii sunt acolo, persistă, urcă sus, uite, și la Răzvan la fel. Nu ai semnul de la Jitvei, dar poate scrii cu acolo cu pixul ăsta să scrii. Semnul ăsta, dacă îmi dai voie, era dintr-o fabrică tot din zona Podișului Târnavelor, din Meidiaș, care făceau export la Austrie, ce era acest blazon care apare un dublu M, Metternich. Este scris cu aur. Din păcate, fabrica de la Media și domnul Buia ne poate spune că nu prea mai există. Probabil va fi preluată, cumpărată, dar pe vremuri făceau chiar lucruri minunate. Și pahare, și decantere, cum trebuie, numai pentru export. Au rămas cu două cuptoare din șapte, din păcate. Trebuia falimentată, știi? Trebuia falimentată. Eu știu că trebuia falimentată, dar uite câte... Ce lucruri frumoase se făceau, cum spun cei din Meidiaș, în Meidiaș, la țară, la noi, în Ardeal, se făceau lucruri de aur. Ei, au trebuit cumva luate la pilă, măturate, date sub preș și scosă pe cealaltă parte frumos. Deci chiar puteam face. Aici în Ardeal am făcut o grămadă de chestii și nu numai în Ardeal, în toată România. Din păcate n-am știut, n-am vrut, n-am putut să ne luptăm. Nu ne-a interesat. Ceva am făcut, dar cu siguranță greșit. Că am luat-o pe drum bun, am zis noi și am ajuns greșit. Câte unii au ajuns și pe drumuri bune, da? Eu bun, acum hai să trecem neapărat la Pasaris, care vede vinul din două pare. Ia zi-mi impresia ta din flut și din... Da, te rog. Da, puțin mai tare. Da, așa, da, e bine acum. Da. Vreau, mi-am pus în amândouă pare pentru că vreau să văd și partea de perlare, dar și partea de aromi și de ceea ce poate să exprime un vin spumat. Da, fetească albă vine cu acea aciditate, cu acea prospețime în el, dar Chardonnay-ul, părerea mea, că își pune amprenta asupra structurii acestui vin. Pinot Noirul este acolo unde trebuie să fie vinificat în alb. Un vin care întotdeauna m-aș duce pe ca și parte de asociere, știm că spumantul nu are nevoie, dar mi-ar place un brie sau un brie cu caise și cu migdale în el. Mi-ar place să mă joc cu pește, pentru că nasul ăsta și ușor mineral poate să scoată în evidență.
un spumant care într-adevăr spune clasa acestui producător care de poate eram prea mici când ei făceau spumant sau nu eram deloc, în care joaca spumantelor este foarte importantă și denotă eleganța supremă pe care poate să o facă un producător. Un spumant care întotdeauna își merge lângă el cu o brânză stil brie, stil ușor amăruie pe final, care să completeze notele pinoului, care vin pe final, pe retrogust. E foarte interesant și exprimă foarte interesant și perlajul, nu știu dacă se vede, și perlajul, dar acest pahar exprimă foarte bine structura lui aromatică și merită încercat. Deci notele de autoriză, așa cum spunea domnul doctor, și cum spui tu, partea asta aromatică cu mineralitate și cu îmbrăcată de cele trei soiuri nobile completate de românul fetească albă sau două soiuri plus fetească albă și albenez și pinot noir. Nu, fetească regală. Fetească regală. Fetească regală. Ok. Trecem la un... La Mundena, care bineînțeles orice seară Mundena, că la teatru, e la cinema sau e la decenarea premiilor Oscar sau la decenarea premiilor Jitvei de la Mundus Vini, unde cu siguranță vinurile astea n-au venit singure, au venit cu medalii. Trecem la Mundena cu părerea about bule. N-ar fi rău, uite, ideea e foarte bună și am prins-o oarecum așa din zbor. N-ar fi rău o decernare a premiilor la Jitvei, pentru că la ce vinuri au, da, ar merge. Eu aș face o gală la Jitvei, ce zici? Da, merge cu siguranță la castel, acolo la domnul Haller. Așa. Cred că nu s-ar supăra de o gală făcută într-o fel de ținută cu anumite vinuri, cu spumantele astea exact. Și cu povestea... Pentru că ăsta e vin de sărbătoare, ăsta e vin de sărbătorit ceva, e vin de bucurie, vin de... nu e un vin pe care tu să-l consumi, știu, eu vin seara de la serviciu și mi-am pus o sticlă de spumant de la Jitvei. Eu nu-l văd așa. Eu îl văd un vin de sărbătoare, îl văd un vin de celebrare, un vin de gală. Așa că, uite, dacă domnul Buia zice da și ne dă acordul, noi facem o gală la Jitvei. O gală cu vinurile de la Jitvei ar merge tare bine și e pentru cadru festiv. Ăsta e vin de cadru festiv, de rochii de seară, de gală, de e un vin care cere foarte multe pretenții. E vinul care îți impune o rigoare și un standard. Nu e un vin de stat la terasă și de ne-am întâlnit după două seri și hai să mai bem un spumant de la Jitvei. Nu, ăsta e vin de sărbătoare, de celebrat. Nu e așa? E vin de costum, de cravată, Orient Express la mână, minimul ăla de la ăla în sus până la habar n-am, la Vacheron Constantin. De astea care are Răzvan la manet. Uite, domnul Buia se potrivește perfect în decor. Și domnul Buia se potrivește perfect în decor, da. Spuneam de nobileții acestui vin și de faptul că Celestin niciodată nu reușește să nimerească cămașa potrivită în ambientul ăsta nostru, nu cu toții ne-am băcat. Posibil. Deci noi toți suntem în tricou, iar tu ești cu cămașa asta strâmtă cu burtă de fiecare. Uite, așa se regizori. Băi, n-ai ce să-i faci, uite și tu, că n-am cum, dimineața, marțea, dimineața, nu iau cămașa. Credeți-mă, toată săptămâna nu m-am cămășit, numai astăzi. Da, normal, da. Cred că și-ar trăda brandul în cadrul emisiunii din presii, dacă s-ar îmbrăca brusc la cămașă și costum jur. Te rog eu frumos, rămâi la tricou, dar știi ce îți propun? O provocare, de fiecare dată tricou o să fie cu mesaj. Uai, asta aș putea încerca, dar să știi că brandul n-am de gând să-l stric, că nu ăsta e ținta mea. Dar vreau să povestesc un pic de vin, pentru că nu foarte des cer să vorbesc mai mult despre asta. Aici, în studio, a avut un mare succes cu vantul ăsta, a fost pe gustul tuturor.
și evident și pe gustul meu. Toate felicitările pentru minunea asta de vin. Sper din suflet să-l terminăm până la sfârșitul serii. Minunea tehnologiei este că voi vedeți că ăsta e un pahar, mai iau o gură, nu vă uitați cât mai e sau să vă prindeți că ăsta e al treilea. Nu e o problemă, știi? Adică putem să bem. Foarte, foarte frumos, foarte ușor de băut, foarte expresiv și aromat și mult de tot pe gustul meu. Bravo și foarte mișto! Ca de obicei, o analiză perfectă și corectă a firmelor astea care vin din IT și care leagă foarte bine vinul la soft, într-un mare fel, adică nu înțelegi nimic din ce povestești, dar e ok. Bine că ți-a plăcut, da? Asta e bine, merge la tricou. Mă bucur foarte mult, este un vin foarte, foarte interesant, About Me, dar aș vrea acum să întreb pe Ilinca ce părere are de Jidveiu, spumante, extra dry, metodă tradițională. Spunea domnul Buia la începutul emisiunii că are undeva la 11 grame de zahăr, dar cu aciditatea asta, sincer, mi se pare spre brut, așa cumva. Tu ce zici? Are precis 11,5. Numai de la 12 încolo. Mie îmi dă cu poezie. Da. What? Și nu o scriu eu, eu am pregătit ceva. Ia zi. Da. Unul dintre poeții mei preferați și unul la care vinul este un light motiv este Omar Khayyam. Ah, ok. Voi ați auzit despre el. Da. Păcat. Căutați-l. Da, da, da. N-am găsit așa o strofă pe care aș vrea să vă o citesc în momentul ăsta. Aș vrea să spun că o recit din memorie, dar din păcate nu țin minte atât de multe lucruri. So, voilà. Bea vin, căci el dă minții supremă strălucire, credințelor lumină și inimii uimire. De-ar fi băut și dracul un strop, s-ar fi închinat cu o mie de mătănii la tot Adamul beat. Bravo! Da. Deși mai scriu și eu din când în când, nu cred că o să ajung vreodată să scriu atât de profund ca o marca am și de fiecare dată o să încerc. Mi-am propus, de data trecută când Răzvan Demian și John Vrăjescu s-au simțit inspirați să scrie în timpul din preții, mi-am propus să găsesc de fiecare dată câte o strofă scrisă de un alt poet mai celebru decât cei dintre rândurile noastre de iubitori de vin, câte o strofă pe care să vă citesc. De fiecare dată când mă impresionează câte un vin, eu sunt mare iubitoare de spumant și acest spumant de la Jidvei recunosc că l-am mai băut și de fiecare dată cu mare plăcere. E, pe cât este de complex, atât este de ușor de băut și de ușor de asociat. Ce e plăcut, e cu o poftă de frito misto și mă tot uit la scările către bucătărie la mine să nu cumva să-mi plece bucătarul înainte să fac o comandă. Nu pot să mănânc în direct, nu cred că este oportun, nu? Dați voie să muși de la mar în timp ce vorbesc cu voi. Da, ce eu sunt sigur, normal. Un pic de pâine prăjit. Sunt sigur că Răzvan acum în direct o să ne compună rapid o poezie. Da, nu este a mea, este chiar a lui Bacovia, care chiar a scris și văzând viața în gri și în plumburiu, spunea în poezia ca un vin, voi bea, ce să fac? Până la analiză mă distrez. De ce să ne temem despre un aiurez? Dacă ai fi de esență, răscop ca în repețitul ferment, în repețitul ferment, poate am munci să aflăm. Aveți un lament, adică ne lamentăm. N-are niciun sens. Dai să margă, dai să curgă
Băi, da, Bacovia, să știi că era un neînțeles. Tu, noi mai înțelegem când vorbești în engleză foarte bine. Dar când, da. Și era, finalul era al vieții lament. Al vieții lament. Da, tot era, era un banc, da. Hai că fă bună iarba și hai că e bun vinul, minunat. Deci când nu ne mai înțeleg, vinul este acel element viu, liant sau traducător, translator sau mediator, care ne face pe toți să ne înțelegem, să ne pupăm, să ne iubim, indiferent în ce limbă simțim sau vorbim. Cam atât. Ei, am dat o rimă fără să vreau, din fericire. De ce din păcate? Viața e din fericire. Din păcate, după ce mor unii, pentru cei de pe pământ e din păcate. Pentru ăia de sus, bă, bine că s-a dus cu o scăpare de toate belelele. Deci noi credem că acolo sus e bine, că așa zic unii. Aici pe pământ ne chinuim, suferim, ne doare, ne lovim, să umplă. Să... Eu nu sunt de acord, Răzvan. Eu cred că aici pe pământ e toată plăcerea. Mai nu, trebuie să fie bun să nu puși din tot ce îți poate viața asta oferi. Bine, când treci ce avem noi în pahar în seara aceasta. Adică unde poate fi mai mișto de atât? Iar ce lament? Care lament? Lament pentru cei ce au rămas. Doar dacă tu n-ai trăit destul. Corect. Deci eu am mai devreme, tocmai datorită acestui. Filosofăm. Din cauza acestui lament, eu am venit la 7 luni, chiar dacă era 1 aprilie, nu m-a interesat data, ora, am venit ca cretin la 3:30, 4 dimineața. Ce altă treabă aveam eu decât să deranjez lumea? La 7 luni, pe 1 aprilie, dai să margă, când e una să vină tătie. Bun. Ideea este, și eu sunt de acord, deci fiecare vârstă cu plăcerile ei, fiecare lume, fiecare nivel cu plăcerile lui. Probabil vom ajunge mai... o aud realizatorul emisiunii de la mine de acasă șoptește. Ioi! Deci din genul, iar ai venit Dumnezeu! Dumnezeu la noi în casă! Aud, mai îmi dă Mirela soția mea, cea care zice, ioi! Uite, nu mai întrerupe omul asta. Ar trebui să o plătim pentru asta. Da, Mirela, da. Deci, un pic curs, că eu constat acum, îmi cer scuze, eu constat că avem doi regizori, unul și pe la Cluj. Mulțumim de ajutor. Deci dacă se dau indicații de regie din spate. Eu am plătit cu libertatea, numai eu știu ce îndur, credeți-mă, eu cu fiul meu toată ziua ne ceartă. Ne, numai că după aia vin organizații, deși, dar nu. Când trec pe la Iași, încă te caut, fiindcă ai zis că ce e frumos în viața asta e. Hai, arată-mi și mie toată frumusețea. Dacă scap ceva, arată-mi în drum. Că eu, dacă eu pot să te mai învăț ceva, Răzvan, cred că te-ai priceput de sufletul. Îmi doresc bucuriile vieții. Eu învăț de la oricine, chiar și de la Claudia Bicleșan, că niște matematică. Și apropo de ce zicea Celestin, cred că sunt mai mulți regizori în seara asta. La un moment dat vedeam un comentariu care mi-a plăcut fantastic de mult, de la Ștefan Dimofti, care zicea că am auzit bine, a spus ungurul bubblegum și a completat cu ciuperci și reavăn de pădure. Apropo de răzvoagenie, dar nu mai găsesc să-l pun acum. Da, da, deci într-adevăr, dacă și Ștefan Timofti recunoaște că eu sunt un guru, mă rog, umila lui părere, e ok, eu primesc, mă bucur, îi mulțumesc întotdeauna al lui guru, al tuturor. Eu aștept, pentru mine universul este un guru. Eu la spumantul ăsta. Stai. Ai separat un și guru. Adică un guru, nu ești un guru, ci ești un guru. Un guru. Deci nu contează intonația, aceleași două cuvinte, un și guru. Deci nu contează. Ideea este bine, ragați, hai cu siguranță. Sunt la treia formă de pahar în care vinul se comportă altfel. Deci crede-mă, dacă e un sacou și îl pui pe trei persoane, pe prima o să zici care, pentru care ai făcut. Bă, mișto sacou, mișto manechinul, prezentare super. Dacă ai schimbat același sacou, l-ai pus pe alt manechin, s-ar putea să vezi devină ori sacou, ori manechinul. Dacă îl pui pe un manechin prea mare, o să-ți dai seama că de fapt manechinul e prea mare, sacou n-avea nicio vină. Deci în trei pahare diferite,
aici în flut totuși acest spumant, metodă tradițională, tradictis, adică transmis prin vorbă, metoda șampanie, tradițional pupitru. Acea autodistrugere a ciupercilor, implozie, se autodistrug, se sinucid. Nouă ne plac niște chestii, cam aceeași chestii se întâmplă și în aluatul de la pitămă. Fărina, care are gluten, care este un carbohidrat cu degajare lentă, din care drojdiile se hrănesc, atâta se hrănesc și mâncă până pușcă, mă, și crapă. Și încep să miroase a drojdie. Și noi spunem că miroase a aluat proaspăt. No, exact același miros putem să-l găsim și aici, de la buna de acasă. A, te duci cu asemănarea într-o brutărie la ora 5 dimineața. Ok, mulțumim foarte mult. Hai să vedem cum s-ar potrivi sacoul pe Celestin când pune tabelul de final, de spumant, pentru că spumantul ăsta e cam spart. Al nostru nou coleg mai are de completat o căsuță. Domnul Pasariț, vă rugăm frumos. Și până când completează Pasariț căsuța cu băbuța. Ce trebuie să dureze? Era pe principiul de la Cluj. Știi? Scuze, eram pe principiul de la Cluj. Știi cum facem? Știi cum face melcul la Cluj? Nu. Suști. Da, melcul suști. Da. Notele fiind date, ar vrea să vă spun că în repetate rânduri aș fi putut să spun la o degustare, la o prezentare de vinuri, Sauvignon Ana este cel mai bun vin din România, pentru că a fost premiat cu Grand Medalii la Bruxelles. Dar nu spun acest lucru, în repetate rânduri spun, cel mai bun vin spumant din România este Jidvei. Materia primă este produsă de noi atunci când noi stabilim exact maturitatea tehnologică a strugurilor. Apoi, structura materiei prime este stabilită de noi, nu de altcineva. Noi stabilim totul și de aceea primul vin care a luat medalie de aur la marile competiții mondiale a fost un Jidvei. Mi-amintesc o plăcere extraordinară că în 2010 la Viena am luat 6 medalii. Argint și respectiv aur. Am fost cei mai premiați din toți cei care au fost prezenți, printre care a fost și un vin spumant Jidvei și mi-a adus cea mai mare satisfacție posibilă. Ei, dragilor, uite, în seara asta avem două persoane noi care ni s-au alăturat la Vinpressii în sezonul 2 și episodul 2 cu Jidvei, pe Iosif Săftescu, pe care îl salutăm, și pe Vlad Țârlă. Să spunem că sunt multe persoane care se uită la noi și nu intră cu un comentariu, cum ar fi Daun Laurențiu Ivan și alte persoane pe care le cunoaștem sau mulți le știu din lumea vinului, Tibi Andrieș din Iași sau alții, vă rog să intrați și cu un comentariu, cu o întrebare față de domnul Buia, pentru că nu o să-l avem în curând aici. Un microfon, Celestin, dacă ne ajuți. Trebuia să o fac și eu pe asta. E păcat să nu intre și spune-le, Dan, de ce e păcat să nu intre cu un comentariu alături de noi? De ce este un păcat să nu intre? Pentru că, la urmă, Celestin Băiafine este un om foarte bun, un filantrop care, cu siguranță, împarte un kit de degustare la persoanele care dau un comment și la cei care au dat subscribe și like paginii noastre de Facebook. Spuneam de Ciprian Nicolaescu. Uite, persoane noi care ni s-au alăturat și care le spunem welcome. Să știți că aveți ce învăța, aveți în mijloc undeva pe domnul Buia, un titan al enologiei românești și din zona Târnavelor. Ok, acum, dragilor, în România Ice Wine. În România Ice Wine este deja o provocare pentru foarte mulți. Ice Wine-ul, precum știți, erau strugurii care după o perioadă, după anumit timp, la o anumită temperatură se culegeau cumva în ghețați. Multe firme preferă zona de
de rece, pentru că nici vremea nu ne mai ajută chiar atât de mult cu schimbările astea climatice, așa că când spui ice wine, este în primul rând un vin care are un rezidual mare de zahăr, un vin care se culege în anumite condiții și care se prelucrează în anumite condiții tehnologice pe care eu nu le cunosc și cu siguranță domnul doctor o să poată să povestească mai multe în timp ce noi ne vom delecta cu un final apoteotic. Domnul Buia. Aș vrea să spun că un mare poet de la începutul secolului al III-lea spunea: este o limpezime și nu e apă, este o fluiditate și nu e aer, este o lumină fără foc și un spirit fără corp. Spunea marele poet Farad la începutul secolului al III-lea în era noastră. Eiswein, indiferent că cineva recunoaște sau nu, a fost obținut pentru prima dată în România la Jigvei, iar în lume a fost obținut pentru prima dată în Germania, apoi e acest vin, ca să poată să fie obținut, strugurii trebuie să rămână pe corzile de viță de vie o perioadă mai lungă de timp după terminatul recoltatului, adică să ajungă ca temperaturile să fie negative, să vină gel, să înghețe totul în jurul acestor struguri. Temperaturile de recoltare sunt recomandate a fi între 10, minus 10 și minus 13 grade. Aceste temperaturi trebuie să fie menținute în timpul recoltatului și în timpul prelucratului. Prelucrarea trebuie să facă la temperaturi negative. În perioada de păstrare pe corz, strugurii câștigă în zaharul, câștigă în arome, câștigă în complexitatea lor, în minerale, în tot. Deci vinul de gheață sau Eiswein sau Eichewein sunt vinuri care se obțin cu mare greutate. Sunt vinuri a căror randament în poate depăși 30 de... Băi! 30% din în randament. Sigur, primul vin de gheață, primul vin Eiswein, l-am obținut în anul 2011, iar cel de-al doilea în 2018. Despre el mai multe la sfârșit, după ce se primesc notele. Ce naiba de note să dai la așa un vin? Facem precizarea. Ați râs de mine, dar suntem patru în studio. Deci asta e de patru, nu e de la mine. Atunci nu mai râde, arată-mi, m-am înțeles. Arată-mi. Cine se scuză, se acuză, Celestin. Celestin, să știi că în acest caz noi plângem pentru tine, că noi suntem siguri. Dar nu stați un picuț că ne-am dus în tabel. Ne-am pus în tabel. Cred că sunteți patru. Suntem patru aici în studio și am băut din vinul ăsta. Și știți foarte bine că nu e nicio scuză, că mai devreme tocmai ce v-am spus că am băut eu trei pahare de spumant și de fapt au fost patru până la urmă. Deci nu ne ascundem cu nimic, dragii mei. Și mare mulțumire pentru explicațiile foarte frumoase pe care domnul Buia ne-a dat despre acest vin spectaculos pe care a trebuit să-l încerce orice pasionat din punctul meu de vedere. Că eu aici mă simt un pasionat. Dan îmi spunea la începutul emisiunii când m-a prezentat că eu sunt amator de bere. Așa-i, Dan? Așa îmi spuneai. Weizen nu este iubitul tău. Weizen nu este traminerul roz. Dă-mi voie să spun că există și un stil de bere care se numește Icebock. Oarecum tot de acolo
de acolo răsărit cum e vinul ăsta și pe același principiu. Deci, da, foarte frumos. Uite, hai să-ți dăm măsă. Ce culoare aurie frumoasă are! Băi, hai să spunem câteva cuvinte despre Traminer. În primul rând că Jitvei este cel mai mare producător de Traminer. Da, la bază. O secundă. Pot să vă ajut. Traminer, compania Jitvei deține cea mai mare suprafață de Traminer din România. Dacă însumăm toată suprafața de Traminer din România, nu depășește pe cea a Jitveiului. Undeva la 140 de hectare sau greșesc? Sau mai mult? Poftim? Undeva la 100 și ceva de hectare? 340 de hectare! Dacă îmi permiteți, domnul Buia, există o dilemă internațională a Traminerului în care se consideră că este o familie germană, dar și italienii cu comuna Tramino îl reclamă și declamă cam fiind al lor. Ne-am înrudit foarte bine cu Ribola Gialla din zona Udine, deci este un soi în care, a cărei origini, cu toate că e o familie foarte mare cu diversi veri și verișori, Traminerul este încă dezbătut ca fiind original între Valea Mozelei, Germania și Italia, ca și soi vorbim. La boabă, ca și boabă, este roze, atențiune. Din cunoștințele mele și din datele mele, sunt convins că Traminerul vine din frumoasa Italie. Sunt convins că vine din subtirolii italieni. Și că, sigur, denumirea lui a fost dată în mod diferit, funcție de unde a fost plantat și funcție de gradul de maturare. S-a numit Traminer de italien, pentru că vine din localitatea Traminer. Apoi l-a numit Traminer Ros pentru că are culoarea roze la maturitatea deplină, iar cetățenii francezi de origine germană l-au numit Gewurztraminer, sigur după selecție clonală, pentru că l-au considerat cel mai condimentat vin. Andrei. Părerile, sigur, sunt diferite, de aceea se pare că vinul de gheață cel mai mult este realizat din Traminer, apoi din Riesling de Rhin. Da, mai tânăr Riesling de Rhin, neoxidat, negazat, ne... Răzvan, doar o secundă. Ne-a întrebat Cătălin Ioan Zanfier. Așa. Din ce an este Ice Wine-ul de la Jitvei? Da, răspuns. 2018. Da, am scris. Și... Bă, nu cred. Nu-i corect. Uite ce am primit eu, Celestin. Deci asta am întrebat. Avem o situație. Dar fără să știți că beți un vin, un ice wine de 9 ani. Deci ăla ar putea să obține de 4 ori prețul. Nu, no. L-ați beut. Să vă fie de sănătate, Celestin. Și acum haideți să comparăm notițe, să vedem ce diferențe sunt între 2011 și 2018. Celestin, deci dacă era atent ce a spus domnul Buia, era una dintre primele ediții de Ice Wine a Jitveiului. Deci primul Ice Wine Jitvei a fost obținut în 2011. Ediție Princeps l-ați băut, în piele îmbrăcat. Eu nu știu ce ați primit dumneavoastră, eu știu ce am pe masă eu. Se pare că am fost extrem de norocoși aici. Al dracului de norocoși, nu extrem. Clasic, popular, ca să înțeleagă toată lumea, al dracului de norocoși. Uite, eu n-am... Uite, la mine este 2018. Stați un picuț, chiar acum o să rog pe cine este în spatele camerei să meargă să aducă cealaltă sticlă de ice wine pe care o vom da premiu și să vedem ce se va câștiga. 2018. Dacă e 11, nu dăm premiu. Dăm premiu și ne bucurăm foarte mult. Nu se poate. Băi, primul ice wine din România.
Putem face o noiată aici a noi. Ai, extraordinar, nici ciudă. Vă invidiez și vă iubesc că ați dar notează-ți undeva ce n-ai mai simțit, că e foarte important ce le spune. Notează ce ai simțit acum, așa cu noviciatul tău cu tot. Și nu te lăsa influențat de ce spun ceilalți. De notele astea. Eu că a câștigat foarte mult în gust. Pentru că nu întâmplă ce... la Celeschin, el este omul cel mai potrivit să ne spună acum despre Ice Wine. Doamne, iată-mă, dar m-ați nimerit extraordinar. Cum să vă spunem noi de aici? Am fost eu când am auzit, eu sincer am crezut că este o greșeală de a ta, Răzvan, și că ai tastat un 1 aiurea, un 8 aiurea. Revin imediat să vedem despre ce vin este vorba pentru premii. Dar ok, hai să trecem imediat la analiza. Analiza, cum stai cu glicemia? Pentru că un rest de zahăr oarecare există aici. Vorbim despre Ice Wine. Există. Spune-mi, te rog, la... Așa. Știi cum era în poveștile alea cu nectarul care curge, cu mierea de albine? Cu... Exact această senzație o am eu acum. Mi se pare că țin un soare lichid în mână, cam așa e. Un nectar, o miere de albine care curge frumos. E minunat. Deci e vinul pe care nu poți să-l bei fără măsură. Asta e clar, apropo, Dan, de ce spuneam edițiile trecute că ne limităm și avem măsură. E vinul care pune cireașa pe tort, știi? Vinul care îți completează oarecum toate simțurile și toate, tot ce înseamnă senzorial de până la final, atunci când ar trebui să bei acest pahar cu vin. E perfect pentru final, e vinul de o încheiere de eveniment oriunde ai fi, că ești într-un eveniment monden, că ești într-un eveniment privat, n-are importanță. E vinul care îți completează gustul final. E tot ceea ce înseamnă nectar la pahar, soare la pahar. Așa îl văd eu, așa e coronița, e coroana de final. Da, uite, tot din 2011 este și la Celestin. Mare, mare noroc. Și acum eu sufăr că nu pot să câștig eu premiul ăsta. I'm crying. Există distribuitor care are stoc 2011. Da, da, da. Schimbi cartonieră cu apartament două camere. Sau invers, două camere. Noi vrem să știm ce distribuitor i-a adus lui Celestin. N-aș putea să dau nume, știu vreo 3-4-5 în București, dar nu dau nume. O să încerc nu să nicio problemă, nu vrem nume, vrem numărul de telefon. Exact. Da. Bine, hai, facem și o analiză serioasă. Am înțeles că... Eu mă mir că nimeni nu a comentat despre cât de frumos vine, și comentez eu despre cât de frumos vine ambalat vinul ăsta. Întrebarea novicelui, apropo, Zitos. Dar nu aia e doar marțea o dată la două săptămâni. Aici suntem toți cu noi. Băi, nu știu dacă ați văzut cu toții. Dăm un pic prin plan. Acum, Dan. IVCB 96 de puncte, da? International Wine Contest Bucharest. Uite. Da, dar anul ăsta a avut nice. Al meu nu are, pentru că e de atunci, știi? Foarte tare. Și de ce te l-a... Asta am vrut să spun. Eu îți dau bulina mea, tu îmi dai vinul tău? Nu, nu, eu vreau să facem schimb de impresii, de vinpresii. Da? Bun, hai să mergem pe schimb de vinpresii. Ilinca, te rog. Al nostru, ăsta de 2018, se manifestă cumva cum ne așteptăm de la un tinerel cu restul ăsta de zahăr, da? Pentru că prima dată am fost... Auzi, Răzvan, știi ce zicea Mirela pe foița aia? Da. Da. Prima și prima zicea cineva ceva de gutuie. Da, gutuie, dar nu orice fel de gutuie. Eu fiind din Moldova, la noi dulceața de gutui e așa, tradiție. Și mie acolo
îmi vine să mă duc, acolo mă trimite nasul în copilărie, la dulceața de gutuie a maică-mii. Aproape că și văd bucățelele alea de gutuie care se păstrează intacte, foarte frumos nasul. În schimb, cu cât stă în pahar, mai apar acolo niște note care mă duc într-o zonă de fruct verde, mai crud, spre niște agrișe, aș zice eu. Eu acidititatea acolo fructoasă care duce în nas. Uite la el cu gutuie am pot. Excelent. Albe. Cum să este acolo, Dane? Ia, ia, domnul Buia, domnul Buia vrea să spună ce. Este excelent. Mă bucur că ați găsit fructul care pe mine mă impresionează cel mai mult. Gutui. În el se află gutui, caise, pierseci, pepene galben și în ultimul rând a sesizat impecabil dumneavoastră mielea de albine răscoaptă. E fascinant, e un vis cel mai. Un vis, da. Clar. Termină-ți ideea, Ilinca. Ei, iar în gust, eu care nu sunt neapărat un pasionat de dulce, de desert, vreau să vă zic că ăsta este unul dintre puținele deserturi pe care le-aș mânca. Adică le-aș bea mai degrabă, da? Prefer oricând să beau un pahar de ice wine decât să mănânc o prăjitură. Și aici sunt foarte curioasă să văd cum evoluează ice wine-ul ăsta în timp și îmi doresc foarte tare să aflu de la Celestin, da? Pentru că unui ice wine îi stă foarte bine un pic mai matur, cel puțin în gust. Oare, da? Dacă oare e bine să spun? Este bun de pe acum, cred foarte tare că vârsta îi prinde mai mult decât bine și că de fapt îi dă fraturi, ca unei prăjituri, în loc să fie un chec, după câți ani? Din 2011 până acum, cred că deja este o prăjitură din aia în stradă. Vă 7 ani în plus. Da. Să înțeleg că din asta ați făcut o dilemă. Să înțeleg, Ilinca, că ai făcut o dilemă în seara asta, din problema că el are ceva și noi altceva. Da, eu sunt, nu știu, invidioasă și curioasă în același timp. Mă, dacă asta din 2018 miroase cu miroase. Celestin! Rapsodin! Eu numai atâta pot să spun, Ilinca. Mie mi se pare, acum la cum te-am auzit pe tine, pentru că îți dai seama că mie mi-este foarte greu să fac o asemenea analiză frumoasă. Să putem spune că cutuia este prezentă și acum. Am recunoscut-o până și noi aici, care ne-am adunat. Dulceața e un pic mai estompată și dă un corp din ăsta mai frumos, mi-ai spus tu, mai matur. Și e, măi, mie, cum să zic, aș vrea să pot să-l compar cu ce aveți voi și eu, ca să pot să vă spun. Și sper din suflet să ne comunice cel care va câștiga pe Facebook și pe Insta, mai nou pe Instagram, să ne comunice ce părere are de vinul ăsta din 2011. Eu o să fac un experiment, o să fac cumva să fac rost de mai smain măsă de 2011 și să scriu câteva rânduri comparându-le, pentru că mi se pare foarte curioasă. Eu știu cum. Stând în castel, în camera care are cadă de baie în mijlocul camerei, cu două paturi, cu un ice wine, 2011 versus 2018, ar fi un cuplu. Ar face parte din același întreg, yin și yang. Tu ar trebui doar să le potrivești, să fie partea subțire pe partea mai groasă, să potrivești rotundul, da? O melodie de Roger Caru, n-am să mai insist în seara asta, am să ți-o cânt când va fi momentul la chitară. Și chiar de-ar fi să fie uneori, da, pe un peron, într-o gară, odată, ok, nu contează. Ideea este că acolo se întâmplă toată istoria, tot întregul. Și ai putea să-ți dai seama, știi ce ar fi mai... Vei rămâne dezamăgită când vei vedea că nu poți exprima ceea ce simți, ceea ce îți dorești. Cuvintele sunt insuficiente. Acest ice wine de România
E primul, foarte curajos. Felicitări celui cu inițiativa, felicitări realizatorului și, ce să spun, felicitări celui care nouă ne-a dat 2018 și lui Celestin 2011. Măcar avem ce povesti. Deci e o chestie asta, da. Asta e singura chestie foarte frumoasă. Da, dacă... aș vrea doar să spun că obținerea acestor vinuri de gheață nu era posibilă fără entuziasmul și dragostea pentru vin a patronului nostru, Claudiu Necșulescu, care, sigur, a făcut un efort financiar în ceea ce privește producția, tot pentru ca să poată să fie realizat o astfel de calitate. Calitatea nu poate fi realizată decât cu sacrificii. Cu sacrificii și în același cu efort și cu pasiune. Ai pasiune, ai efort, realizezi calitate. Mulțumim foarte mult, foarte mult, foarte mult. Da, deci... termină-ți ideea, te rog, Răzvan. Da, deci asta... Și trecem la asocieri. Așa cum spunea și domnul Buia, e nevoie de oriunde de dăruire, de pasiune, de dorință și de un dram de nebunie. Calculele nu ajung. Exact cum vă spuneam eu de acei etnici mai colorați, cariocas, brazilienii, care noi când mergeam la fotbal ne puneam atâta paharul cu semințe din BCA și era atâta gaura numai și el cu mâna semințe, da? Deci pe lângă toate calculele alea, mai este nevoie musai ca și condiment acceptabil și digerabil de un dram de nebunie. Deci de asumare a ceva care nu știm. Poate iasă, poate nu. Exact ca și meșterul Manole. El știa înălțimi, grosimi, datele tehnice, absolut tot. Dar nu avea baza. Acel sacrificiu. Adică ce înseamnă sacrificiu? Exact, exact ce spun unii români. Poate mere, poate nu. Na, ei, îmi bag banii unde poate mere, poate nu. Mă, dacă ești destul de lovit sau de bolnav de vin, de muzică, de literatură, de orice, mă duc, un editor spune, da, ok, îți edităm cartea, te costă atât. Eu, ca și creator al cărții, spun, da, ok, dau banii ăștia, că am eu un finanțator. Poate se vinde, poate nu. Ajunge un bestseller sau ajunge un obiect de șters de pe care trebuie să șteargă praful librările multă vreme, după care să facă retur. Nu. Cineva, știu, cine a mai făcut Ice Wine în România? Am făcut în 2011. Cine l-a băgat în seamă? Bună întrebare. Mai facem unul. Bă, mai facem o dată. Poate nu a fost lumea destul de atentă. Mai avem cine să-l facă cel puțin la fel de bun. Da. Vrei să margă? Eu plătesc. Am încredere în vinul ăsta, am încredere în teroarul ăsta, am încredere în struguri și în creator. Ca și m-ar spune, cred în Dumnezeu. Cred în creatorul vinurilor mele de 20 de ani. Fă ceea ce trebuie să faci. Băi, Răzvane, felicitări, mulțumim foarte mult. Ne-ai spus de carioca, ne-ai spus de semințe, ne-ai spus de rotundul care se potrivește sau nu, ne-ai spus de yin și yang. Despre vin ai uitat să ne spui decât despre creator. Ne-ai dus la gândul celestic și la Celestin, care apreciază foarte mult acest vin, mai ales că stă în alte categorii. El e la sezonul întâi, noi deja suntem la alt sezon, la un sezon mai avansat. Nu știu câte ture de și câte serii de Ice Wine au mai fost și terminăm degustarea cu, înainte de a face tragerea la sorți, cu asocierea culinară. Uite aici, task greu pentru tine, Pasariz. Da, ne-am uitat la Celestin și am văzut că sticla era goală, înseamnă că poți bine. Eu am aici un 2018. Ce mi-a plăcut la el este încă puterea lui și voieșia lui. Avem un traminer ros, înseamnă că trebuie să avem acele note de trandafir. Și când bagi nasul în el, exact trandafir. Dulceața aia de trandafir pe care ne punea bunica să culegem trandafirii și făcea dulceață. Da, avem o dulceață de trandafir. N-aș vrea să spun caise sau alte minuni, pentru că nu și-are rostul. Ca și asociere, ok, merge pe notele de picante. Am scris-o aici foie gras, am scris brânzeturi franțuzești, dar aș merge pe lucruri românesc. Un mere umplute cu nucă, alea care le făcea bunica, sau un strudel cu mere. Dar
dulcele să le iau din vinul ăsta. Este, nu beau vin dulce, nu este un must have a meu, dar este foarte interesant ca și structură de vin și ca și încheiere de masă. Cu asta aș încheia o masă, aș prefera să vin lângă un desert în care să aduc un plus valoare. Un nice wine în care traminerul își scoate toate valențele și rămâne ca și notă de trandafir care cucerem orice femeie când ai scos un trandafir în față. Am înțeles. Deci ăsta îl vezi ca un vin de cucerit, doamnele, într-un mare fel. Un vin de final, e cu finalizare, știi? Un vin de final. Un vin de final în care nu poate fi altfel decât super frumos pe o masă de gastronomie de high level. Ok? Mai greu de asociat, clar de asociat cu... tu ai spus plăcită... Să iubim trandafirii, ei vor fi pe acest pământ un simbol al iubirii. Hai că am tu trubadurul nostru Răzvan. Cu dubleac, doamnă. Băi, s-a trezit trubadurul, dar care s-a trezit? Ingu sau Iangu? Hai să vedem tabelul și vedem pe final. Păi, domnul Buia, dacă puteți să comentați tabelul, vă rog. Da, ne arată tabelul bine. Haideți să vedem acum. O să fie o surpriză? Nu. O să fie... Na. Ce da. Mai vreți la ta? Aș vrea să vă spun că, sigur, Aizvai nu este un vin pentru evenimente deosebite. Un vin care, sigur, a fost apreciat de dumneavoastră în mod impecabil, așa de altfel cum l-au apreciat și jururile internaționale. În acest an 2 medalii de argint, 4 medalii de aur și o mare medalie de aur la Vinarium. O obținut medalie de aur la Mundul Vinii, la Frankfurt, la Catavinum, la Lyon și marea medalie de aur la Vinarium. Iar anul trecut a obținut medalie de aur la London. IVCB. Și a fost considerat, a participat la cel mai bun vin de gheață al anului 2018. Aia nu-i bai. Aia e chiar bine. Chiar fantastic. Da. Este un vin care oarecum a reușit să vorbească singur la toate marile competiții mondiale la care a participat. Vă mulțumesc pentru că ne-am întâlnit în această seară. A fost o seară deosebit de frumoasă. Tata Buia, și noi îți mulțumim, dar cu siguranță nu scape așa de ușor, o să-ți facem o vizită. Să te mai simți încă o dată tânăr și venim cu chitară și venim cu poezii. Și venim cu chestii faine din vin și bucătărie și nu te lăsăm singur o noapte întreagă, cu siguranță. Trebuie să te mai simți măcar o dată ca la 30 de ani. Răzvan, pentru mine cel puțin ar fi o mare onoare să-l cunosc pe domnul Buia pentru cât am auzit. Pentru ce emoții am avut ca și pasionat să fiu într-o emisiune cu dânsul. De fapt, în două, a trebuit să-i pun o întrebare a începătorului Indute Vino de săptămâna trecută. Nu vreți să știți că am singur aici ce emoții aveam. Poate nu s-a văzut, sper că nu s-a văzut, dar probabil că am avut unul dintre cei mai de seamă invitați din lumea vinului aici la Vin Presi. Și dați-vă seama, dragi colegi care sunteți alături de mine de atâta timp, e o onoare pe noi ca acest proiect răsărit din ce spune Dan, din o situație până la urmă nefericită, această pandemie. E un necaz, e ciudă. Exact. Uite unde a ajuns și vă mulțumim foarte, foarte mult.
Îi promitem domnului Puia că o să onorăm invitația la castel, oricând ar fi acea dată. Cu siguranță. Sigur, sigur, eu vă invit, eu vă invit pe dumneavoastră și pe toți cei care ne-au ascultat cu drag la J2 să vedem realitatea. Da. Să vedem prezența, să vedem realizările acestei frumoase companii românești. O companie condusă de un proprietar român, o condusă de un român cu dorința de dragoste, de loc, de Podgorie, de muzică, de port, de tot ce vreți, de frumusețea pământului. Vă mulțumesc, mă scuzați. Acuia sunteți martor, mă bate gândul și provoc pe toți colegii mei de aici. Sunt 6 în afară de mine, eu nu-s coleg cu mine, eu sunt eu. Însă 5 în afară de dumneavoastră, dar și de la dumneavoastră aș vrea să smulg câteva mărturii pentru a crea, nu știu dacă există o carte de istorie a vinului românesc, în care cred că dumneavoastră ați ocupa o bună parte și ar trebui să încerce cineva să aibă curajul să ia din istoria, mă rog, precapitalistă, să nu spună comunistă, dacă s-ar putea fi de atunci, cred că n-ar fi nimic rău, fiindcă de la dumneavoastră mai putea avea niște amintiri din trecut, chiar dacă ele au trecut fără să le cunoaștem noi. Poate dumneavoastră vă mai amintiți, cu siguranță vă amintiți, cam cine au fost colegi cu care ați avut, să spun eu, congruențe și colegi cu care ați avut opoziții clare. De ce au fost generate, cum au fost generate? Cred că această istorie a vinului românesc ar putea începe să dezvolte, nu neapărat să dezvolte, să educe consumatorul actual sau modern, cum îi spune. Totdeauna, niciodată n-am înțeles de ce istoria modernă era istoria zilelor noastre. Dar nu contează. Okay. Hai să vedem, înainte de a ne lua cu toții, rămas bun și ai mulțumit domnului Buia pentru seara fantastică și pentru experiența de istorie din lumea vinului pe care ne-a împărtășit-o, bucățelele astea mici, fragmentele astea mici. Te rog, Celestin, dacă ai datele, să dăm câștigătorii din seara asta. Și după aia ne luăm la revedere și cam asta a fost, că deja ne-am lungit, vinurile au fost bune, am dat-o în poezie. Nu ne-am lungit, dar suntem de 2 ore, 34 de minute împreună, ne bucurăm că suntem împreună și cu privitorii noștri. Haideți să vedem, da, avem tragere la stăție, avem această etapă așteptată de suficient de mulți și sper eu de... cu oameni care să le și primească, pentru că de săptămânile trecute nu le-am primit la toți datele. Haideți să vedem un picuț despre ce este vorba. Cine vrea să spună câte ceva, puteți să spuneți dacă vă dați unmute la microfon, ca să nu ne mai auzim unii peste alții. Avem așa, premii în această seară. Ce zice Răzvan? Ziceai ceva? Nu, spuneam că ai fost foarte grijuliu, ca de obicei, frate Celestin, să nu cumva să ne ia pe unii gura pe dinainte sau să... Nu, dar poate să vă ia, dar dați-vă anut înainte ca să ne și auzim. Ai dat tu, darnicule. Bine, îmi dau eu. Deci pentru subscriberii noștri de pe YouTube, care nu au contul privat, și pentru cei care n-au dat like pe pagina de Facebook Vinpresi, avem trei premii, Chardonnay, Oana, Rozeu și Spumantul. Pentru cei care ne-au dat comentarii în această seară atâta timp, atât pe Facebook cât și pe YouTube, avem Fetească Albă și acest minunat Ice Wine din 2011 va fi pentru ei. Victorian Săftescu ne spune să înceapă blaturile. Aici nu putem să comentăm nimic. Nu avem ce să comentăm. Dar vreau să vă spun cu bucurie mare în suflet că avem primele trei premii. Le vom da pentru număr de la 1 la 836, dragilor. 836 este numărul pe care noi îl vom atinge în această seară. Aduceți-vă aminte când dădeam numai la 10 oameni, ca să vă dați seama cât de mult suntem acum în această mică comunitate. Chardonnay Oana, de la 1 la 836, merge la 453. Care este? Who's that girl?
Mulțumesc frumos, 4-5-3. Domnul Liviu Iorga. Bă, felicitări. Felicitări. Da, felicitări maxime. Întrebarea vine 2018 sau 2011? Încerc, dacă mai, vine avem, mai avem până la Ice Wine. Mai avem un pic până la Ice Wine. L-au rămas setat, deci mie nu mi-a trecut și nu o să treacă niciodată. Rozeu merge la numărul 613. Numai numere mare ai. Bani mărunți n-aveți? Cavalele. N-avem, dar cu cartul se poate. Doamna sau domnișoara Andreea Marc. Nu cred, Andreea Marc de la Iași, Andreea noastră, Ana. O chitară într-o seară. Uite cum a făcut să vorbesc cu bună. Te pare că da. Uite, fetele de la Iași cu știință. Avem Rozeu care merge la Iași. Avem acum spumantul, minunatul spumant al acestei serii, care a fost succes și aici în studio și printre voi și merge la numărul 253. Uite, mai micuț așa. Da, mulțumesc. 253. O să zic că lumea chiar că le-a rămas manetaș din gură. Ia. 253 Ionuț. Nu cred. Asta e un bucureștean pârât. Un ardelean iubit, reîntors în București. Ionuț Moroianu? Da, Ionuț Anos. Bă, Ionuț. El a câștigat. Dan, tu îi bănuiesc că tu îi notezi, așa e? Eu sper că Dan îi notează. Iar acum, pentru cei care nu au fost alături în această seară. Hai. Pentru cei care au comentat, atât pe Facebook cât și pe YouTube. Pentru care din spatele camerei s-a avut grijă să nu vă pună de două ori, sper, cu nume, cu același nume pe Facebook și pe YouTube. Undercover. Undercover. Avem un total de, că nu știm încă totalul, 46 de oameni. 46 de comentatori și pe tăscă albă. Merge la numărul 39. Iară sus. Ți-e-ți place sus? Aia extraordinar. Pe tasca albă merge la Ovidiu, dragilor. Fix la Ovidiu a nostru? Da. Mai sus era merita. Deci pe tasca albă merge la Ovidiu, de care, după cum a spus, mie e tare dor în echipă. Dorul nostru s-a materializat. Cine era mai sus cu un etaj? Ia uitați-vă voi bine. Deci voi vă dați seama cum e asta, da? Că da? Noi dăm un premiu la omul care în spatele camerei în sezonul 1 aduna comentariile. Deci și mai sus cu unul e Ștefan Timofti, să fie bine. Ok. Karma, okay. Pentru că a comentat de rău la adresa ta, da? Mai sunt Gabriel Grigoraș, deci toată Moldova e acolo, grămadă. Uite, Moldova e putere. Grigoraș i-am dat eu debut în seara asta, că e un pic mai încolo la o altă masă. Adică era culmea să mai și câștige. Am avut... Haideți să vedem cine câștigă Ice Wine-ul din 2011, da? De Vasile Alexandrei, hai, uimește. De Vasile Alexandrei, da. Numărul. Frate, nu, bă, deci asta da, asta a fost. Nu contează numele. Numărul 1. Cine a fost primul comentator în seara asta? Eu nu mai știu cine a fost, dar a comentat. Eu știu, este o doamnă. Ana Maria Zăgrean a comentat prima. Ea a fost, dragilor. Ana Maria Zăgrean primește Ice Wine-ul din 2011. Da. Victorian Săftescu rămâne cu norocul în dragoste, că norocul a câștigat nu are. Victorian Săftescu, al nostru privitor și fan, îi mulțumim mult și la un moment dat cu siguranță va ajunge să câștige. Toma, ca să dovedim că nu e blat, măi. Nu e, chiar nu e blat. E random punctor, nu e nicio problemă. Dar vă așteptăm aici, dacă v-ați auzit numele, vă așteptăm pe concurs arondvinpresi.ro.
cu numele vostru, adresa și numărul de telefon pentru a vă fi expediate premiile. Premiile vor fi expediate în termen de, hai să luăm o marjă de eroare, 2 săptămâni de astăzi. Marți. Rezonabil. Cum ar marți. Avem probleme cu ambalajele, trebuie să le ambalăm bine ca să ajungă la voi în condiții bune, să nu fie sparte și să putem să vă asigurăm o logistică frumoasă așa cum trebuie. Victorian te spune că dacă stă după vinul ăsta moare de sete, dar sper să mai stai cu noi în următoarele ediții de Vinpressii și îți mulțumim foarte mult. Dan, ai legătura. Da, eu aș vrea să spun un salut cald acestei persoane care reprezintă istoria vie a Târnavelor și a Jiveiului, cel care a dus cu vinurile și cu mărturia în sticlă, cu poezia în sticlă, Jiveiul pe Cai Mari. Am înțeles că merge, a început să meargă și la export. Cu toată lumea știe sau dacă nu știe, vă rog să aflați de la noi, de la Vinpressii, în episoadele noastre, înseamnă Ice Wine, acest vin care cu siguranță este rar și uite, totuși îl avem aici în România, mulți nu știau, de la rosé, de la un chardonnay baricat sau un nărcios a mai avut fetească albă, cu siguranță nu pot să spun decât mulțumesc, domnule Buia, mulțumim foarte mult pentru experiența pe care ați împărtășit-o alături de noi și că ați venit alături de noi în seara asta cu vinurile și cu povestea chiar așa redusă cum a fost. Și îmi pare rău că data trecută n-am putut fi alături de voi, dar l-am avut pe Răzvan, care cred că a fost de ajuns și a fost doar o picătură din viața dumneavoastră, pe care invit pe toată lumea să viziteze castelul, să viziteze Jiveiul, să vadă vinurile, să guste vinurile, să stea de vorbă cu domnul Buia, imediat ce se deschidă străzile pandemiei după perioada asta destul de nasoală, după COVID. Și cu siguranță, uite, avem aici toată lumea care salută pe domnul profesor Cătălin Zamfir, care spune mulțumim domnului Buia, Victorian Săftescu și etc. Cine au mai rămas în linie și felicitări pentru cei care s-au sacrificat o seară de marți alături de Vinpressii. În seara asta a fost Jiveiul, vă așteptăm next level marțea viitoare la următorul episod și cu asta mi-au rămas bun încă o dată, stimate domnule Buia. Iar minunată, mai toarnă-mi tata Buia odată, da? Vă mulțumim pentru invitație și vă amenințăm că venim cu prima ocazie. Noi o să mergem la Jiveiul în interes de serviciu. Deci noi nu mergem acolo să ne distrăm, cum cred domnii care ne pot lua la control. Noi mergem acolo să ne documentăm, să ne dăm seama de istorie, de gastronomie, de etimologii, de vinuri și de toate celelalte. E prima seară care am oprit o masă cu 4 pahare și fără niciun vin roșu. Dacă îți pute crede, uitați-vă aici, Dumnezeu mi-e martor, cum o zis, uite, una, dacă am pus mâna pe cameră, 1, 2, 3 și 4, da? 4 pahare, 1, 2, 3, 4, fără niciun vin alb. Deci la spumantul ăla l-am prăbălit în 3 pahare. Credeți-mă, e foarte fain. N-am ce să-i bag de vină, dar în toate 3 sacourile stă în fiecare alt cumva. Deci încă o dovadă că vinul sfințește paharul. Vă rog să mă iertați, dar au trebuit să-mi înnobilez cumva paharele astea cu un vin făcut de tata Buia. Și mai am unul în bucătărie, ăla cu M, făcut cu aur, care am eu unul și soția unul. Al soția a fost umezit în seara asta, a meu încă e uscat în dulap. Am după vârstă, după muncă și străduință. Dar vă mulțumesc pentru invitație și cu siguranță ajungem altă acolo cu multă bună dispoziție. De la București, că Celestin bănuiesc că e băștinaș din zona sudică. Ana e din Moldov, e moldoveancă, Ilinca e moldovancă, Dani. Și Dani e cu mâna pe față. Da, Dani e așa la treabă și invităm la noi în Dani, ești minunat! Să vedem. Dar ne-am dorit momentul ăsta să avem un final din ăla așa. Apoteotic. Zi. Da. Ei, uite, acum
du-te mâna la gură să trimitem bezele și să invităm oamenii. Data viitoare să fie tot alături de noi, da? Doamne ajută! Ne vedem marți! Ne vedem joi, marți. Ne vedem marți. Doamne ajută. O seară bună tuturor. Mai rău, așa să ne fie.